prima întâlnire a echipei șah în școală din județul Bacău cu parte din echipa. Datorită contextului, cu mini-vacanța, destui de mulți colegi nu au putut să vină, chiar dacă ar fi dorit să vină. Avem invitații. În afară de colegii din echipă, pe cele două extreme, cadre didactice și, să spunem, șahiștii, avem invitații, da? L-avem prima dată, de mai de departe, pe domnul Vlad Ungureanu, coordonatorul național al proiectului Șah în Școală și președinte a Federației Internaționale a Șahului în Școală, ISCU. Îl avem pe domnul primar al municipiului Mâinei. Băiatul dânsului, da, ne onorează și dânsul cu prezența. Așa. Domnul președinte Hârdaneu, președintele grupului sportiv municipal Mâinei. Și avem de asemenea din partea mass media, domnul Petre Dumne, deșteptarea Bacău, singurul, cel mai rezistent, unicul, da, cel mai rezistent ziar scris din județul Bacău, și colegul și prietenul Cristi Bocancea, pe care l-am rugat să ne ajute și cu filmările și cu înregistrările video. Încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ne-l alocați. După partea de, să spunem, discuții, partea formală, trecem la partea informală, la o gustare, un suc, o cafea, o apă minerală. Pe extrema cealaltă, pe extrema dreaptă. Da. Ce vreau să facem? Cum am gândit o să facem astăzi? Domnul Vlad Ungureanu, să ne spună câteva cuvinte despre ce înseamnă proiectul Șah în Școală și legat de asta și ISU. Și al treilea proiect care este în curs de integrare, care vizează tot ce avem în școală, e Elisabeta Policloniade. O să vă spun și eu câteva cuvinte. Da? După aceea, dumneavoastră, să vă cunoașteți. Pe secvențe de echipă ne-am întâlnit, da? În diverse zone, dar la nivel, să spunem, de județ. Deocamdată n-am reușit și cu conjunctura actuală nici acum nu suntem toți. Suntem aproximativ jumătate. Da. Direct în subiect, domnul Vlad Ungureanu. Mai avem ca invitată pe doamna Franț Mihaela, inspector de educație fizică și sport de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, care o să vină în jurul orei 11. Da? Da. Mulțumesc. Domnul primar. Dacă intrăm un pic în tehnic, dumnealui, mulțumesc că bine ați venit la Mâinești, bine ați revenit unii dintre dumneavoastră, probabil ați auzit de municipiul Mâinești că e un oraș viu, zic eu, în ceea ce privesc investițiile și chiar și viața culturală sportivă. În primul rând să vă urez la mulți ani, că suntem în perioada Zilei Naționale a României și toți românii trebuie să simtă acest lucru și noi la Mâinești am simțit ieri sărbătorind acest lucru la monumentul pe care l-am construit în urmă cu 5 ani dedicat centenarului Marii Uniri, un monument cu harta României Mari, în care sunt trei efigii a lui Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza și regele Ferdinand. La Mâinești funcționează un club sportiv finanțat 100% din bugetul local, de către Consiliul Local. Domnul președinte, domnul Nelu Cârlea aici, este președintele clubului. În cadrul clubului avem 9 secții de fotbal, handbal, tenis de masă, tenis de câmp, powerlifting, iată, șahul, ciclism. La toate aceste secții avem și campioni, chiar naționali. Facem parte din Superliga de tenis de masă, unde sunt 8 echipe din România, suntem acolo. La tenis de câmp avem campion național la 14 ani. La ciclism am luat toate premiile peste tot unde am fost cu un club cu o secție foarte numeroasă. De altfel, dacă ați vizitat municipiul Mâinești, beneficiază de 8,5 km de piste de biciclete, de 8 standuri de biciclete smart și mecanice,
un proiect care îl finalizăm chiar acum. Chiar ei, chiar ieri, Clubul Sportiv a parcurs toată această parcursul acestor piste de biciclete, infrastructura pe care am construit-o și chiar au avut și un traseu montan ieri cu vicepreședintele clubului, cu cel care este președintele secției de ciclism mobilă. Spuneam că e o prioritate în activitatea administrației locale și sportul și cultura, pentru că dacă o să vedeți mulți primari, privesc spre infrastructură, spre ceea ce vede cetățeanul la poarta lui, dar e important și educația, e importantă și educația, pentru că o localitate fără educație nu are viitor, am spus mereu, iar cea mai mare investiție în viața unui om sunt copiii. Dacă nu investești, zic eu că nu există viitor și un primar nu trebuie să se gândească numai la momentul cât administrează localitatea, ci și pe termen lung, din vremuri în care copiii de azi trebuie să ne înlocuiască la primărie, la spital, ca și cadre medicale, la școală, profesori, chiar și în mediul privat, care este foarte important și chiar avem o susținere de la mediul privat aici în oraș atunci când avem diferite evenimente. Unul din investitori este chiar cel care ne este gazdă aici, domnul Marian, unde beneficiază de, unde putem beneficia de tot ceea ce înseamnă locație pentru a desfășura evenimente și discutam cu domnii aici mai înainte de a realiza aici niște competiții naționale și chiar una internațională pe parcurs, ceea ce ar aduce un plus valoare pentru noi ca moineșteni, pentru zonă, pentru că atunci când vorbim de Moinești, părintele ne poate confirma că e o secție de șah și la poduri acolo unde activează dumnealui, dar eu spun întotdeauna că sunt legați umbilical de municipiul Moinești. Vă spuneam că toți cei din arealul municipiului Moinești vin aici la Moinești, la activitățile pe care le realizăm și spuneam de competiții unde pot participa și cei din Moinești, cei din arealul municipiului Moinești, aici beneficiind de un număr de vreo 140 de locuri de cazare, mai e parcul cu pin cu vreo 80, mai sunt câteva locații, iar ca și locații de pentru competiție, zic că vă sunt optime și vă așteptăm, așa cum spunea, dacă se va hotărâ, voi fi alături de secția de șac din cadrul clubului și vom face aici o competiție de care să se audă nu numai aici în zonă, ci și la nivel național. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Suciu că ține vie această activitate. De câte ori văd telefonul dumnealui, mă sună, știu că urmează ceva. Și, de bine sau de rău? Nu, să știți că apreciez foarte mult pe cei care mă deranjează așa. Mă regăsesc eu când merg la instituțiile statului și mă dau afară pe ușă și totuși mai găsesc puterea să repet, să mă duc din nou și să plictisesc câteodată sau să devin antipatic, dar rezolv problema și la final ne strângem mâna că am reușit să rezolvăm împreună un lucru. Nu trebuie să te superi atunci când ești refuzat, dar dacă este întemeiat refuzul, dar eu spun că dacă insiști, găsești, câștigi. Și eu vă invit să vizitați municipiul Moinești, unde am investit în educație peste 10 milioane de euro în școli, sunt reabilitate toate școlile din Moinești, chiar acum am terminat un colegiu de 3 milioane de euro. În spitalul municipal am investit peste 10 milioane de euro în ultimii 5 ani, am cumpărat aparatură de 4 milioane de euro, iar acum un proiect de 3 milioane de euro pentru instalație electrică, lua foc spitalul de la câtă aparatură am adus. De infrastructură vă spuneam că închei un proiect acum de 18 milioane prin oraș, nu e o incintă de blocuri fără pavaje, nu este o stradă neasfaltată în zona urbană, mai sunt câteva pe la periferie, dar spun eu că Moineștiu este pe podium la nivel de județ Bacău. Vă spun asta ca să știți unde ați venit, nu ca să-mi fac campania electorală, că momentul campaniei electorale va veni în curând, dar spuneam la intrare că se vor cheltui bani degeaba în câteva localități și credeu și la Moinești să continue activitatea pe toate domeniile și, așa cum spuneam, suntem pe podium la nivel de județ Bacău. Nici o localitate din județul Bacău nu are mai multe proiecte cu finanțare europeană decât Moinești. Eu vă mulțumesc încă o dată
vă mai aștept la Moinești, să ne întâlnim la competiții, să vin atunci să premiem copiii care participă, pentru că toți sunt câștigători, dar unii cei mai buni vor primi și premii, cu siguranță. Încă o dată mulțumesc și vă mai aștept la Moinești. Asta de la Cotnari, dacă suntem cu toții. Mulțumesc frumos. Și numele Zădoianu este... Sportul nu prea se întreține cu altul. Auziți, spuneți că e nebunul negru. Da. Iar ca să nu fie cu alcool, dimineața când vezi cafeaua așa, eu o să... Vă mulțumesc frumos. O să vă placă Cănița și o să vă aduc aminte de noi. Puteți să vedeți și alcoolul, Cănița. Da? E cam mult totuși. Da. Deodată. Trebuie alocat timp pentru așa ceva. Și dacă l-a luat prea mult seara, nu mai ai dimineața sport. Da, mulțumesc pentru asta. Cer scuze, vă propun să discutăm din poziția aceasta, da? Dacă sunteți de acord, da? Vlad. Da, mă bucur foarte mult că am ajuns astăzi la Moinești, nu e prima oară, e tradițional așa să îl iau pe domnul Suciu și să mergem să organizăm. Totuși, îmi doresc foarte mult Bacăul să crească. Asta a fost și ideea noastră când ne-am văzut de prima dată, dar să crească, să spunem, natural și să putem să facem lucruri din ce în ce mai mari. Și mă bucur că a venit astăzi și domnul primar, pentru că planuri avem oricând, idei avem oricând, le punem și în aplicare. Putem mult mai mult aici, în Bacău. Ceea ce vreau să mulțumesc și domnului Suciu este, într-adevăr, că, cum a spus și domnul primar, tot timpul m-a sunat și, într-adevăr, se întâmplă ceva, a creat o echipă foarte frumoasă. Am venit și la Bacău, am mai stat, ne-am văzut, acum avem și acel curs prin Casa Corpului Didactic, iarăși care îl facem, și trebuie să închegăm această echipă. Din punctul meu de vedere, primordial este această echipă pe tot județul. Și mă bucur că au venit și de la Răcăciuni, și la Bacău, Buhușul este foarte activ, Moineștiul în partea asta la altă, eu zic că Moineștiul merită un turneu internațional. Îmi doresc foarte mult, ca și obiectiv pentru anul viitor, măcar un turneu internațional la Bacău și măcar așa în școală și măcar unul la Moinești. Mi-aș dori foarte mult să avem în fiecare lună o etapă aici în Bacău, în județul Bacău, să avem o etapă, una la Moinești, una la Bacău, una la Buhuș, în fiecare lună Dărmănești, așa mai departe, dar ce e foarte important să se creeze aceste centre. Moineștiul este un centru, copiii să nu parcurgă toată distanța asta de la, să zicem, Moinești până la Bacău sau Răcăciuni, și să fie anumite centre și să facă astfel de concursuri care să-i atragă pe copii. Pentru că, oricât am vrea noi să învățăm, ei vor să joace în primul rând și vor să participe în concursuri. Legat de activitatea, să zicem, la nivel regional și nu neapărat chiar internațional, în această lună voi face deplasarea la Chișinău și vom începe o colaborare directă cu Federația Moldovenească de Șah. Pentru noi, de asta zic, Bacău strategic, are o poziție strategică în toată Moldova și nu numai în Moldova, putem să creăm o echipă și mai mare și mai frumoasă. Vreau să vă spun, uitându-mă așa, Bacău rivalizează cu Iașul, noi avem și acolo o echipă foarte frumoasă. Sunt foarte multe cadre care vin și să știți că fiecare dintre dumneavoastră valorează foarte mult. Așa cum spuneam și joi la curs, unul dintre profesori poate predă mai bine, altul poate organizează mai bine, e nevoie de toată lumea. Important este să dorim să facem ceva pentru comunitate, pentru copii și foarte important să lucrăm în echipă. Eu am încredere foarte mare în domnul Suciu, suntem prieteni foarte apropiați. Aș vrea să vă spun că dumnealui ne-a sprijinit și am fost susținuți în această toamnă de cei de la Dedeman, chiar dacă nu se vede pe noi. Să știți că ei, la nivelul de jos, ne-au sprijinit. Chiar săptămâna aceasta am cerut sprijinul pentru campionatul mondial între școli de șah de la Ploiești. La fel să vină alături de noi. Eu zic că dacă închegăm această echipă și funcționăm în echipă, putem să ajungem departe. Bacău are o tradiție,
Mulți ani am jucat la Hidroconstrucția Bacău, echipa de Superligă, așa că și acum tot ca acasă sunt. Mulțumesc frumos și vreau neapărat să stăm de vorbă punctual, tehnic și să vedem cum putem să ajutăm. Șahul școală, să știți, dacă e nevoie de 1 milion de șahuri, o să vă trimit 1 milion de șahuri. Dacă e nevoie de 1 milion de ceasuri, o să vă trimit 1 milion de ceasuri. Orice aveți dumneavoastră nevoie sau dacă vreodată întâmpinați un obstacol, să știți că nu sunteți singuri și asta contează foarte mult. Mulțumesc frumos! Dacă îmi dați voie să mă privalez de acest moment, pentru că l-avem în mijlocul nostru pe domn profesor Vlad Ungureanu, la Cupa Sfânta Maria de astă vară, dânsul se grăbea să plece la Suceava. A fost un moment în care eu m-am ținut jenat pentru că nu știam că pleacă. Îi pregătisem o mică plachetă în semn de recunoștință de dumnealui. Dânsul reprezintă o mare personalitate, aș putea spune, în șacul românesc. Și îi oferim un mic semn de un gest minor. O diplomă de excelență se acordă domnului profesor Vlad Ungureanu pentru contribuția în dezvoltarea șacului în școală la nivel național. În semn de recunoștință și prețirii, domn profesor, vă rog să primim. A fost un moment atunci când v-ați grăbit și n-a putut să vă... Poate mai bine așa. Poate mai bine așa. Așa a fost mai bine, cu certitul de instalare. Mulțumesc. Și de asemenea, mulțumim din tot sufletul domnului primar pentru că este în mijlocul nostru și creează acel imbol pentru toată lumea. Dacă uitează, se indice comunicatea, peste tot acolo unde, într-adevăr, domnul primar s-a implicat, rezultatele au fost mai frumoase și mai mari. Aș puncta aici două, trei informații din anul acesta, mai ales că e și domnul primar. Cel mai mare concurs în aer liber a fost la Iași, cu 1000 de copii, 1007 copii, pe 1 iunie. Cel mai mare concurs de copii în același timp, în aceea zi, la aceeași oră, România 3000. La anul vrem să facem România 6000. În Iași va fi, la anul Iași 2024, domnul profesor a fost aici la Iași și sunt convins că și anul viitor va veni cu o echipă foarte mare. Și cel mai important punctul culminant este campionatul mondial de școală la Ploiești, 1-7 iulie. Așa că, să știți că mă tot gândesc și fără o echipă așa frumoasă, eu nici măcar nu existam pe harta șahului național. Mulțumesc frumos! Perem. Cu doamnele, vă rog. Pe scurt, prezentați-vă, spuneți ceva despre șahul în școală. Da. Primul obiectiv a acestei întâlniri, din punctul meu de vedere, a fost să ne adunăm, să fim la un loc cât mai mulți din această echipă. Repet, echipa este mai mare, da? Dar măcar cei care astăzi ați reușit să veniți aici, să vă cunoaște, să facem spații, să știți că din punctul ăsta de vedere sunt colegi de alte zone geografice, nu neapărat, numai pe structurile școlare, pentru că avem, din punctul ăsta, primar, gimnaziu de alți, da? Care desfășoară activități și în alte zone. Da? De exemplu, biserici, da? La poduri, Părintele Partenie, la Biserica Sfântul Gheorghe, Bacău, domnul Negruț, da? Și alți colegi, din punctul ăsta de vedere, o să vă spună de înși pe rând, da? Vă rog. Am o rugăminte să vă spuneți și numele. Mă scuzați, aici este vina mea, n-am ținut cont de faptul că sunt drăguț activitatea și n-am mai făcut etichete de personalizare a personală. Stați liniște. Spuneți numele și cine, de unde și... Da, Maria, începe sau începe? Începe, da? Deci mă simt ca la școală acum când sunt ascultată. Numele meu este Ghiniță Maria Cristina. Sunt la școala gimnazială Ciprian Porumbescu Comănești. Mă bucur că fac parte din această echipă. Îi mulțumesc domnului Suciu că este un om, cum să zic eu, aproape, foarte aproape de noi. Și oricând avem nevoie de ajutorul dumnealui, mi-l oferă foarte... Dumnealui este foarte implicat. Am participat la Iași, la Iași 1000. Am participat cu copiii de la școala noastră, 40 de copii la România 3000. Copiilor le place competiția, iubesc șahul, cel puțin la noi la școală.
Eu predau un opțional educație prin șah, clasele a 1 și a 2. Ce pot să spun? Înainte de a fi școlile renovate, acum suntem și noi cu școala în renovare, aveam un concurs, Campionatul Național de Șah Elisabeta Policrania de etapa județeană care se desfășura la noi la școală. Și am fi foarte încântați dacă s-ar organiza la nivel de județ, la fel cum ați spus dumneavoastră, un campionat fază județeană, fază națională, fază internațională ar fi ideal. Adică ar fi mai ușor pentru noi să participăm cu copii mai mulți la un concurs care este mai aproape de școala noastră. Am emoții, cred că m-am șapelat. Nu, asta a fost scopul, să știți. Urez tuturor succes și să ne vedem cu bine în următoarele competiții și concursuri și întâlniri. Da. Mulțumesc mult. Ce vreau să vă spun, deschid o paranteză. Avem 25 de puncte de lucru, indiferent că e vorba de structuri școlare, că e vorba de biserici sau alte puncte de lucru, da? Un număr de 23 de colegi în cadrul echipei, dintre care avem instructori sportivi, 15, pardon, 2 instructori sportivi, 15 instructori de șah, 3 arbitri și un antrenor. În total, la data de 1 decembrie, pe baza informațiilor prevalate de la dumneavoastră, avem în proiect, în proiectul șah în școală, un număr de 1025 de elevi. Este o cifră extraordinar de bună, o consider eu, dar care poate să crească. Repet, nu ca angajamente. Nu gândiți că am profitat de întâlnirea aceasta ca să vă determin să vă luați niște angajamente. Nu. Dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, în locația respectivă, desfășurați activitatea, dumneavoastră o gândiți, o gestionați. Sprijinul îl asigurăm din punctul ăsta de vedere, din partea proiectului Șah în Școală, și sperăm în continuare și din partea administrației publice locale, în măsura posibilităților, ca să dezvoltăm aceasta. Beneficiarii sunt copiii. Ce vrem, într-adevăr, pentru ei este să îi educăm și prin șah. Pentru că avantajele practicării șahului sunt certe, da? Și îi ajută din toate punctele de vedere în viață. Mulțumesc! Chiar dacă e sâmbătă, eu mai am câteva întâlniri și o să-mi cer scuze că nu pot rămâne. Deci, până acum am depășit 60.000 de copii implicați în proiect. Avem deja 48.000 de manuale oferite copiilor, gratuit, e foarte important să spunem asta. Interesantă și calculul. Deci dacă începem să mulțim cu 20 de lei cât așa un manual, ajunge la o chestie foarte frumoasă. Avem peste 30.000 de copii care vin la evenimentele noastre. Adică sunt deja niște numere și nu doar numere, adică creștem foarte frumos. Nu știu dacă sunteți la curent cu activitatea la internațional, este o efervescență totală. Tocmai acum se desfășoară la Alba Iulia, să știți, un concurs. Acolo e domnul Deliman de la Blaș, sper să nu greșesc, domnul Nedelcu de la Iași, Marius Nedelcu de la Iași, care s-a să arbitreze, și Dariana Didiliuc de la Ploiești. Deci, ce frumos! Încă nu, să zicem, echipa încă nu are încredere să organizeze singuri la Alba Iulia, dar se întâmplă peste tot. Se întâmplă peste tot. Săptămâna aceasta o să ne vedem mai mult la adunarea generală la Federație. Poate ar fi bine și poate să mai vină cineva din Bacău la adunarea generală. E bine să fim prezenți cât mai mulți. Iar săptămâna viitoare, ce vă spuneam, la Chișinău vom fi cu Federația Moldovenească de Șah. Acolo să vedem că e un pic, îmi face
pe zona ISCU, într-adevăr, pentru că ieșim din țară, dar vreau să implicăm și proiectul în dezvoltarea șahului în Republica Moldova. Ce este foarte frumos, că dacă vom organiza un concurs internațional la Bacău, moldovenii vor fi primii care vor veni și, cum de altfel aveam și o relație foarte bună, și avem o relație foarte bună cu Ucraina, dar acum un pic mai complicat. Și la Ploiești au venit copiii, dar cu doamnele au venit la Ploiești la participare. Deci, încă o dată, avem o echipă foarte frumoasă. Noi avem și o întâlnire cu, la Iași, 25-28, odată că acest turneu internațional din Iași vin toți reprezentanții regionali și reprezentanții județeni la Iași. Facem acel team building, 3-4 zile în care stabilim strategia, vă spun eu, deja pentru 2025. Pentru că pe 2024 lucrurile sunt deja așezate. Pentru 2025 să vedem cum putem să îmbunătățim, să aducem un plus peste tot proiectului și îmi țin foarte mult la ideea de noutate. Adică tot timpul trebuie să venim cu ceva nou. Dacă pentru 2024 avem acest campionat mondial între școli și e o noutate, să vedem la 2025. Eu, așa, din culise, în capul meu pregătesc intrarea în București în 2025. Acolo e un pic mai complicat, un pic mai... Dar, deocamdată nu avem o echipă acolo care să lucreze în zona. Mulțumesc frumos! Avem plăcerea să participăm și noi la competițiile de șah. Am participat și la 3000 plus de Ziua Educației, fiind după o reabilitare școala, din septembrie funcționăm în școala reabilitată, am reînființat clubul de șah de la noi, de la școală și mulțumim pentru dotare, pentru colaborare și sperăm să devenim și noi o forță în competițiile de șah. Mulțumim tuturor pentru ajutor. Sunteți, nu neapărat ca numeric, ca mod de abordare, să știți. Vă spun la modul real. E valabil pentru toți participanții de aici. Da? Indiferent de numărul și amploarea activităților în domeniul șahului și societate, să știți, fiecare este de o zonă care înseamnă ceva pentru șah. Înseamnă, în primul rând, un mare avantaj pentru copiii care sunt acreditați în activitățile respective. Mulțumim. Da, sunt Rusu Claudia, de la școala gimnazială numărul 2 din Dărmănești. Primul concurs a fost la România 3000, într-un număr mic, 25 de copii, dar pe viitor vor crește numărul copiilor, că sunt dornici de competiție. Vă mulțumesc pentru colaborare, pentru că m-ați solicitat să intru în acest proiect, un proiect frumos, și sper să avem o colaborare frumoasă în continuare. Noi mulțumim. La modul real, da. Mulțumesc. Bună ziua. Da. Moise Emanuel mă numesc, sunt de la școala gimnazială Spiro Harit din Bacău și în primul rând vreau să mulțumesc domnului Suciu. Datorită dumnealui am reușit să intru așa pe nișa asta, să-mi placă să predau acest sport, cum îl spun noi, șahul, în școală. Venind la noi împreună cu domnul profesor Ungureanu pentru a ține o lecție deschisă. Copiii au fost foarte entuziasmați. Îi mulțumesc tot domnului Ungureanu pentru că după cele două cărți eu le predau copiilor la mine, la micul cabinet de șah pe care l-am înființat de când au venit domnii la noi în școală. Două manuale extraordinare, adică copiii pot înțelege de la clasa pregătoare până la clasa a doua noțiunile despre șah. Doresc să particip mai departe la următoarele proiecte ce se vor ține cu șahul în școală și sper să avansăm pe această nișă. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Domnul Bănăvățelu?
Bună ziua, mă numesc Abagiru Adrian, sunt de la Școala de Mezare Răcăciuni. Pentru mine, personal, șahul a fost un mic hobby de mic. La școală l-am folosit ca bază iarna, deoarece nu aveam o sală și o oră era șah, o oră făceam noi activități fizice, statice, în clasă. Datorită domnului Suciu am reușit să intru și eu în proiectul acesta minunat și să venim și noi din forță, copii sunt, la Răcăciuni copii avem, îi modelăm ușor, ușor să participăm cât mai mulți în competiții și în tot ceva, toate concursurile pe care vor urma. La șah România 3000 am reușit să particip cu aproximativ 30 de elevi, rezultate uimitoare și ce m-a surprins că pentru unii au început să le deschidă acest apetit pentru șah și chiar au început să cărțile acelea, le-am pus la biblioteca școlii, se duc, le iau, le aduc înapoi. Da, este frumos și palpitant. Mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate. Noi mulțumim. Veteran al echipei, între tine și între tine. Domnul Negruț, Jelica. Da, mulțumesc. Bună ziua și vă mulțumim că ne-am întâlnit în această echipă atât de frumoasă, cum spunea domn profesor. Veneam cu mașina cu domnul Pili de la Bacău și a făcut o remarcă care m-a polarizat o atenție deosebită. Eram cu domnul Petedone, un bine cunoscut ziarist al mass mediei băcăoane, și spunea, domnilor, și m-am confruntat și eu cu asemenea fenomen, mulți părinți nu știu importanța acestui joc fenomenal, care înseamnă șacul pentru copii, pentru generația tânără special. Nu știu. Deci, pentru mine a fost de multe ori șocant când n-au auzit chiar de șac, ci e la șac. Oameni integri, când te uiți la ei, nu știau de importanța acestui joc atât de fascinant. Și m-am gândit, doamne, hai să facem în activitatea noastră, nu numai ca instructor, ca antrenor, ceva, să polarizăm la modul cel mai serios importanța șacului în rândul părinților. Cred că de aici ar trebui să plece. Pentru că, cum spunea și domnul Gabi Suciu, dacă nu există acel triunghi formidabil, profesor, elev, părinte, toată piramida se dărâmă. Deci hai să facem ceva mai mult, să atragem atenția vecinilor, părinților, cu cei care venim în contact, să aducem atenția lor asupra șacului, spre beneficiul societății în care trăim. Și așa ne mișcăm într-o lume atât de fragilă, în care vedem cu toată lumea, și șacul ar conține un adevărat pilon pentru educație, cum spunea și domnul primar. Legat de activitatea mea, că spunea Gabi că-s veteran, da, așa este, am plecat de la o mică joacă, nevastă era în Consiliul Parohii, e bine ca să vă fac o mică poveste, vedeți, unii pleacă, un fenomen. Am plecat de la o joacă, era prin acum vreo 8 ani de zile, nevastă mea este membru în Consiliul Parohial al Bisericii Sfântului Gheorghe din Bacău și îmi spune, băi, peste o groază de timp în parc. Și ăsta era adevărul. Pierdeam o groază de timp prin parc, jucând șac, după ce ieșeam la servici, drumul nu puteam să evit parcul, că treceam pe acolo, când plecam de la Transelectrica, treceam prin parc. Pierdeam o groază de timp. Faci tu ceva. Rău așezat parcul. Da, cine a fost Crăciuan, domnul, așa am văzut. Și vină și tu, uite, este la, în cadrul șacului, taberei de vară, organizat de biserică în fiecare an, există în program o activitate de șac. Am venit cu preoteasa, cu parhu, vină și faci tu ceva acolo. Prima temă se chema Istoria șacului.
am luat de acasă o câteva garnituri de șa care le aveam și eu, spatele ăsta acolo, am plecat o primă oră și am văzut acea emulație a copiilor pentru șac. Și am descoperit frumusețea unei alte, din altul în șacul, nu numai în par sau la o competiție ca jucător individual. Mă calam deja într-o zonă cu totul și cu totul, zic eu, specială. Și am început la biserică, ușurel, ușurel, să facem cercul de șac, școala din Tinda Raiului, o denumire cu profund sens spiritual, dat de însuși în al preasfinția sa, arhiepiscopul Bacăului și a Romanului Ioachim Băcăuanu, cu un preot excepțional care se cheamă Ciprian Ignat, secretarul eparhial al acestei arhiepiscopii, și am început să lucrăm la acest cerc de șac. V-am spus, s-a început ca o joacă, ușurel, ușurel mi-am dat seama, cu susținerea părinților, evident, dacă nu avem susținerea părinților, suntem zero. De aceea vă sfătuiesc la coleg, calitate de coleg, polarizați atenția părinților, că ei nu știu ce filon de aur avem în șac. Și am început prima dată, țin minte, cu emoții la care am avut ca arbitri pe domnul Pirici, un candidat maestru bine cunoscut în șacul Băcăuan, pe Gabi Suciu, un antrenor de notorietate, nu numai județeană și națională. Am început cu cupa Moș Crăciun. Uitați că se apropie acum pentru toată lumea sărbătorul de anul. Aveam emoții, băi, zic, cum o fiu primul organizat? Nu aveam logistică, dar m-a ajutat lucrușorul Costică, că ulterior am alestimat peste 500 de copii la acest șac, la acest club. Acest serici, n-am numit acum, așa cu logistica, nu știu ce. Gabi și copilici au arbitrat această primă competiție. Următoarea a fost Cupa Sfânta Învierii. Cupa Învierii trebuia să dau conotație în semn de prețuire, de recunoștință față de efortul pe care biserica îl face pentru copii și părinți. Am creat această simbioză favorabilă dezvoltării șacului. Chiar mulți s-au întrebat, un reporter de la România Actualități, domnul Pop, dom'le, e un fenomen, cum adică se apropie șacul de biserică și biserica de șac chiar de vasmea? Și cu voi, cum adică biserica cu șacul, ce legătură are? Făcea niște conexiuni ciudate nevasme. Păi l-am convins-o că lucrurile nu s-au așa ceva. Am organizat după aceea trei competiții la care au participat în jur de 120 de copii, Cupa Sfânta Maria, am ajuns la ediția a treia, une 120 de copii, 110, așa, chiar și un mic grup de seniori, am avut 30 de seniori, adică am făcut acel ligament între generația tânără și cea în vârstă. Am organizat cupa, deci cele trei mari competiții cu Cupa Sfânta Maria, în care s-a transformat într-o adevărată sărbătoare a Bacăului, ca să știți. Da? A fost o emulație formidabilă. După aceea am organizat la viitorul club Tigran Petrosian trei competiții, Cupa Tigran Petrosian, ediția a treia, am avut recent. Am organizat și un simultan de notorietate, zic eu, nu numai județeană, la care ne-a onorat prezența dumneaei, marea maestră internațională, Irina Bulmagă, ne-a făcut cinste să fie în mijlocul nostru și copiii au trăit un moment cu totul excepțional să joci cu o mare maestră. Iată că am organizat un concurs de asemenea amploare, un simultan de o mare substanță. Un merit consistent l-a avut președintele clubului nostru, Lupușorul Costică, care a reușit să o capaciteze, să o convingă să vină la Bacău. Și în viitor vrem, având în vedere această legătură cu Uniunea Armenilor din România, spusă la Bacău, de ce nu în viitor, când vom ființa clubul Tigran Petrosian, să avem o
o mare satisfacție, de ce nu, totul e posibil dacă vrei, să-l avem pe un levon Aroneala Bacău, cu un Agopian, cu mari coloși ai șacului armenesc, de ce nu, și asta este o ambiție a noastră de viitor, să avem în centrul Bacăului un simultan de notorietate națională. Am participat la turnee de la Adjud, Focșan, la părintele nostru drag, care e mijlocul nostru, părintele Parfene, care este inima de la poduri și a șacului băcăvan, dânsul de însuflețire din toate punctele de vedere șacului din Bacău. Am avut susținerea la pregătirea copilului la acest cer de șac, școala din Tinder Raiului, a domnului Băsie Alexandru, care permanent a fost alături de mine și de copii. Am simțit sprijinul lui permanent. Dânsul acum și-a creat o perspectivă de mare viitor, a înființat clubul Academia de Șac Băsie. Deci iată că apar noutăți benefice pentru șacul băcăuan și nu numai. Ce să vă mai spun? Am participat la turnee naționale, la cupa, la campionat național pe echipe mixte de la Covasna, sub egida Elisabeta Polișnuiade, un copil excepțional, cu mare viitor, Luca Cealin, a devenit campion național pe masa 3 și a fost în echipa noastră la Under 14 și ne-am mândrit cu el și ne-a dat și notorietate. Datorită lui am fost mai vizuali în plan național. Ce să vă mai spun? Am culminat, aș putea spune că mă mândresc, cu realizările școlii generale numărul 10, unde am participat la Festivalul Internațional a Șacului în Școală, patronat de ISCU, de International School Chess Union, în care președintele acestei federații excepționale, de mare viitor, este mijlocul nostru, pentru domnul profesor Vadu Nureanu, este președintele acestei federații internaționale, o noutate excepțională pentru șacul românesc, și acolo am urcat pe podium, pe locul 3, unde am obținut 11 puncte din 14 posibile, locul 1, Academiei Liu din Ucraina, locul 2, echipa domnului profesor Vlad Ungureanu, Otirea Cazimir din Iași, și școala generală numărul 10 din Bacău. A fost tot, dacă aș putea, cu lipsă de bonestie, așa, ca să chiar să nu supăr pe cineva, cred că e una din cele mai mari realizări a șacului băcăuan. Aș putea să vă mai spun și multe povești adevărate. Participăm la pregătirea copiilor la orice competiție, suntem aproape de ei. Uitați acum la Iași, un elev al meu, Petru Lupeș, a obținut 6 puncte din 6 posibile în fieful șacului ieșean, unde ieșenii este centrul șacului românesc în continuare și pregătesc copiii pentru loturile naționale. Ei, acest elev al meu a făcut 6 puncte din 6 posibile, unde stați zice excepțional, a jucat cu copii de la Marele Clubul din Iași. Domnul profesor Ungureanu poate să confirme acest lucru. Participăm cu entuziasm la fiecare competiție națională și internațională. Ne așteaptă un an efervescent, cu mari competiții, în care va trebui să punem umărul fiecare și aici, în mod special, aș vrea să schimbăm experiențe de pregătire a copiilor între noi. Dole, cum predă șac domnul Pirici, care are atâta experiență? Cum predă părintele paroh de la Biserica Parohia Poduri? Cum predă domnul Băsie? Cum predă, nu mai spun, antrenorul Gabi Suciu? Cum predau ceilalți? Și mai ales atâta experiență pe care o are maestru internațional Vadu Ungureanu, care și dânsul e profesor de șac și dânsul nu se lasă de antrenoriat, pentru că dânsul este președintele clubului de șac Gambitul Damei din Iași, este președintele Sechi de șac din cadrul SCM Iași, este directorul tehnic a acestui club. Deci avem în mijlocul nostru adevărate personalități de la care putem învăța cu toții. Dacă nu facem echipă, nu o să putem depăși
la nivelă. De aceea vă rog, hai să schimbăm între noi experiențe, modalități de pregătire de la acea teorie atât de vastă pe care o avem, până la psihologia copiilor de a fi pregătiți în competiții, la aspectul competițiilor, între competiții. Avem atâtea noutăți pe care vrem să le împărtășim cu această ocazie și va fi benefic pentru toată lumea. Eu cam atât am avut să spun, v-am spus cam mult, dar simțeam nevoia să spun multe lucruri. Da, vă mulțumesc mult! Casa vă răbdare! Două cuvințele, așa vreau să vă spun, foarte frumos legat de echipă, acum legată de părinți și copii. Iașu are o tradiție extraordinară în șah. Ceea ce am avut, noi am avut continuitate. Acum vă spuneam că am jucat la Hidroconstrucția Bacău, când Hidrocon era în Superligă, dar m-a simțit foarte bine. A fost un moment chiar foarte frumos. Dar să știți că această continuitate, care dumneavoastră o, tot o spuneți, și ea trebuie ținută vie, așa, pentru că în momentul ăsta, vă spun, în Iași, eu am în fiecare săptămână 400 de copii care vin. Deci, la Iași nu mai trebuie să le spunem părinților că șahul este util. Vin ei și te caută. Deci, dacă s-a pornit acum un proiect și avem continuitate și dăm înainte și avem proiect și turnee internaționale și așa mai departe, asta se poate face la mine. Pentru că în Iași două sporturi sunt la mod. Unul este șahul, că suntem aici pentru șah, și al doilea în not. Deci toți părinții vor șah și în not. Și vă spun că sunt foarte mulți copii care nu mai reușesc să-i mai primesc, pur și simplu. Iar din cauza, sau dat fiind programul foarte frumos al șahului în școală, foarte multe dintre orele mele a trebuit să le opresc ca să pot să mă ocup de toată mișcarea asta. Da. Orele mele de șah. Cel puțin, nu știu, 6-10 ore pe săptămână nu mai sunt anul ăsta față de anul trecut. Deci, cumva, șahul ieșean are de pierdut, dar în, să zicem, în favoarea șahului național. Mulțumesc! Vreau să vă prezint pe doamna inspector de educație fizică și sport. Asta e titulatura, da? Da. Corectă, doamna Franț Mihaela. Îi mulțumesc că a venit alături de noi. Scuze, am, cu acordul colegilor, am propus să discutăm de poziția așeză. Da? Ce vreau să vă spun, activitatea șah în școală în județul Bacău a demarat anul trecut. La nivel național a demarat când în octombrie 2021, da? Da. Așa. Chiar ieri mă gândeam când e ziua așa în școală, cred că este septembrie. Septembrie 2021. Județul Bacău s-a alăturat în 2022, în luna aprilie, la începutul lunii aprilie. Prima deplasare și abordare în sensul acesta a avut-o domnul Vladimir Vreanu cu mine, în afară de discuțiile care le-am avut la nivelul administrației locale, la nivelul discuției cu domnul primar al municipiului Bacău și ulterior cu domnului președinte al Consiliului Județean Bacău. Prima acțiune am avut-o la școala gimnazială Spiru Haret, la domnul Moise. Ulterior am încheiat un protocol, un acord de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean. Un protocol tripartit, deci ISJ-ul, ca beneficiar, Clubul Sportiv Balta Albastră, domnul Piris Gheorghe, aici de față, pentru că aveam nevoie și de un club partener la nivel județ și eu, în calitate de coordonator al acestui proiect, ca persoană fizică, imediat după încheierea acordului de parteneriat cu ISJ-ul, a urmat aproape identic același parteneriat cu Palatul Copiilor Bacău. La momentul actual suntem în situația în care, dacă sunteți de acord și dacă așurile se aliniază favorabil, vrem să prelungim aceste acorduri de parteneriat. Din acest punct de vedere, în colaborare cu ISJ-ul Bacău și cu
colegi din echipa șahmat școală la nivelul județului Bacău, am organizat în 2000, de fapt, organizarea a aparținut doamnei Ghinițea, la școala Ciprian Bolănescu, finala pe județ la ONSS, nivel gimnaziu, da? Așa, ulterior a fost finala pe licee la Onești, unde, la fel ca la Ciprian Porumbescu, da? Proiectul Național Șah în Școală a venit și a susținut cu niște materiale de premiere, cupe, medalii, ceva manuale distribuite elevilor câștigători. Cu ocazia, paranteză, cu ocazia finalei UNSS pe județ la nivelul la școala Ciprian Porumbescu, am distribuit și primele seturi de materiale, câte 5 seturi de șah, 5 table de șah, 5 seturi de piese și câte 5 manuale anul 1 și anul 2 de studiu. Acestea. Școlilor care au intrat atunci în proiect. Manualele cu recomandarea de a trece prin bibliotecile structurilor școlare ca să poată fi utilizate cu o durată de viață similară cu a manualelor școlare și seturile de șah în regim de comodat, atâta timp cât structura școlară este parte în proiect, le utilizează, dacă se retrage structura școlară, se returnează cu gradul de uzură aferent. De ce? Această solicitare a mea a fost datorită faptului că vrem să aibă finalitatea acțiunea respectivă. Deci nu valoarea materială a seturilor de șah, vrem ca să fie utilizate pentru copii, să aibă finalitate. Anul acesta, tot ONSS, o finală pe județ, ce puțin aceasta s-a desfășurat la Negoiești, da, cu această ocazie am avut plăcerea și onoarea să ne întâlnim la Negoiești, am susținut tot așa cu ceva materiale de premiere, la nivel de cupe, medalii, parcă și ceva manuale, și partea de arbitraj. Dacă doamna inspector este principial de acord, am vrea să prindem în viitorul acord de parteneriat și acest element. Da? Am avut, nu numai la aceste acțiuni, am avut și la acțiunile legate de România 3000. Din județul Bacău am avut 301 elevi participanți pe 11 puncte de lucru. Deci în 11 locații din județul Bacău au fost copii care au fost angrenați în această activitate. Am avut 301 participanți. Să spunem, aproximativ 10% din cei participanți la nivel național. La toate aceste competiții organizate, activități organizate în județul Bacău, au fost concursuri individuale, pe echipe, simultane, lecții deschise, da? Deci am participat din partea proiectului Șah în Școală prin, să spunem, sponsorii, susținătorii noștri, Rompetrol, Aqua Carpatica și nu numai, dar aceștia fiind cei mai mari, am venit și am distribuit materiale pentru premiere. Adică, de la diplome personalizate, la seturi de șah, la manuale, cupe, medalii. O rog pe doamna inspector să ne spună și dânsa câteva cuvinte, după aceea domnul președinte a CSM-ului Moinești, ca să trecem după aceea. De pe extrema dreaptă. Bună ziua, îmi cer de scuze că am întârziat, a intervenit ceva. Vreau să vă mulțumesc că mi-ați oferit această onoare să fiu azi alături de dumneavoastră. Sunt fericit colegii pentru că s-au implicat și se implică în acest proiect Șacul în Școală. Vă garantez că o să vă fiu alături și să vă sprijin ca să putem duce acest proiect și în celelalte unități de învățământ. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la organizarea finalei pe județ în cadrul ONSS a disciplinei șah. Cu mare plăcere și sperăm să fiți alături în continuare. Așa că, ca o tradiție, anul acesta va fi șahul tot la Onești, la nivel liceal.
și la nivel gimnazial Negoieștiul va, până reușesc colegii de la Comănești să intre în normalitate, având în vedere că ei sunt în reabilitare. Și din acest motiv am suspendat 2 ani organizarea la Comănești și am transferat-o la Onești. Vă mulțumesc frumos pentru tot ceea ce faceți pentru copii. Șahul este foarte important, așa cum se zice, este sportul minții. Având în vedere că în unele unități de învățământ, acesta este și adevărul, din mediul rural, condițiile nu sunt foarte favorabile pentru desfășurarea orelor de educație fizică, desfășurând această activitate se poate face și în cadrul clasei. Și atunci este foarte benefică pentru elevi și pentru noi cadrele didactice care predăm această disciplină. Vă urez mult succes în continuare, sper să fiți alături de noi în continuare. Vă mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit la Bacău. Vă mai așteptăm. Sper să ne sprijiniți să devenim și noi acolo. Nu așa, la nivel înalt ca Iașul, dar... De ce nu? Dar știți ce să facem dacă toți suntem aici? Rugămintea este să solicităm, anul să nu se poate, anul viitor, finala pe țară, ori la liceu, ori la... să fie în județul Bacău. Cu siguranță va fi. La ONSS. Da. Și atunci uitați, dacă toți deschide la Comănești, să fie acolo. Da, ar fi... Iar șahă școală va avea tot sprijinul pentru organizarea unei finale naționale. Uite, o să țin cont și la următoarea conferință care o vom avea acum în ianuarie, să solicit șahul să se organizeze la nivel național la Bacău. Acum avem badmintonul și este chiar o reușită pentru județul Bacău, având în vedere că am reușit să implementăm badmintonul și la de la gimnaziu la liceu. Pentru că nu avea finalitate, era badminton, se oprea undeva la gimnaziu. Acum a mers mai departe și spre liceu. Și așa trebuie să facem cu toate disciplinele sportive și să le susținem cât putem de mult. Perfect. Pentru că decât copiii să stea pe internet, prefer să facă mișcare sau exact sportul minții pentru cei care nu doresc acest lucru. Vă urez o zi frumoasă, mulțumesc frumos pentru tot și să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să ne bucurăm de sărbătorile care bat la ușă. Mulțumim mult, mulțumesc. Vreau să fac o completare. Colaborarea între badminton și șah, să știți că există prin persoane, prin cel puțin 2 persoane implicate, care la momentul actual sunt și antrenori la lotul național de badminton, domnul Rusu Dan, da, și domnul Maftei Ștefan. Da? Domnul Iordan Ionică, de la CS1 Copie. Da, așa. Da. Dar dânsii sunt și instructori de șah și domnul Maftei Ștefan a fost implicat, a făcut cursurile de instructor de șah împreună cu domnul Vlad Ungureanu, organizate la Moinești în 2014 cu 13 colegi. Și domnul Maftei Ștefan și domnul Rusu, și domnul Rusu are 2 puncte de lucru în Bacău, la Teatru Fain și la Cercul Militar Central, unde desfășoară activități de instruire în domeniul șahului cu copiii. Deci, ceea ce trebuie, cred că la noi, la nivel, să-l popularizăm mai mult în unitățile de învățământ. Ce v-aș propune eu din punctul ăsta de vedere? Ideea e mai veche, dar n-am reușit să o transpun în practică. Să vă propun, când mai aveți dumneavoastră întâlniri pe cercuri, eventual, da, să mă anunțați dinainte și să ajung și eu la dumneavoastră ca să diseminăm informația. Dar putem, având în vedere că noi avem un grup al responsabililor de cerc, să stabilim, în funcție de timpul dumneavoastră, aceste întâlniri, și cred că ar fi foarte benefice și pentru colegii noștri. Adică dumneavoastră să ne transmiteți programul dumneavoastră care îl aveți disponibil, pentru că știți cum e. Noi depindem de dumneavoastră. Nu, uitați-vă un pic. Păi tocmai din acest motiv, pentru că vă dați seama că dacă noi stabilim acele ședințe sau acele întâlniri, se întâmplă că dumneavoastră să nu puteți participa. Așa că noi ne putem plia după timpul dumneavoastră. Mulțumesc tare mult, o iau ca pe o provocare și o să găsim o soluție. Și atunci o să fiți
avem 15, deci trebuie să vă stabiliți 15 date, pentru că avem 15 cercuri. Și în funcție de dumneavoastră, ne spuneți când puteți dumneavoastră să participați. De pe 2 pe 7 ianuarie, că suntem la Elisabeta Polifonia de primară pe țară. Și da. Noi, da. Cu dragă. Da. Mulțumesc. Am omis și faptul că am mai fost implicați în activitatea UNSS-ului, la faza pe Cerc, Bacău, Cercul 1 sau domnul știu care, la Colegiul Național Vasile Alexandru. Alexandra, doamna Tudelion. Da, împreună cu domnul Negruțenică, la domnul profesor, colegul nostru, domnul profesor Danțiș, am organizat finala pe județ și la nivel de gimnaziu, la pe CNVA. Tot așa putem să vă aducem la cunoștință când se desfășoară aceste competiții și da, să puteți participa. Da. Mulțumesc mult. Domnul Hărlea. Mulțumesc, Hărlea Nelu, sunt președinte clubului sportiv CSM Moinești, un club care are momentan 8 secții înființate, cu rezultate deosebite, zic eu. Singura care se implică în această activitate a sportului este primăria Moinești și avem, noi în privința asta, suntem privilegiați că domnul primar și domnul primar dinainte care a fost, sportul și cultura au fost una din prioritățile dumnealor. Eu am avut o vorbă și le-am spus și aici am atras pe ei, le-am spus un euro investit în sport scutește 3 la sănătate. Și atunci copiii noștri, dacă vrem să fie sănătoși, asta au făcut OMS-ul, nu eu, ei au ajuns la Organizația Mondială a Sănătății, au ajuns la concluzia asta și atunci ne-am bucurat. Acest club având 8 secții, deci avem peste 270 de copii legitimați care fac sport, zilnic, antrenamente și tot ce trebuie. Ne bucurăm că la nivelul municipiului Moinești avem niște baze sportive adecvate și destul de frumoase și atractive pentru copii la... că 90% din cei care sunt înscriși în clubul CSM sunt copii, deci până în 18 ani. Doar la fotbal avem o echipă de seniori, dar și ei sunt mai multe elevi, copii, pentru că ei sunt elevi și nu avem posibilitate de a plăti jucători, de a duce de afară. Și noi vrem să ne bazăm pe copiii noștri, adică pe moineștenii noștri, copiii noștri să facă sport. Că sunt cam anti adus mercenari în sport și plătiți cu bani greși și să-i neglijăm pe copiii noștri. Da, și una din primele secții care a fost înființată a fost secția de șah, unde am, spre norocul meu, domnul Suciu, avem un om deosebit și cu o experiență atât de vastă în domeniu și ne ajută. Ca și rezultate, dumnealui știe mai bine să vă spun exact ce s-a obținut de acest club în domeniul șahului. Din partea mea și a domnului primar, deci are tot sprijinul și pentru acești copii să-și desfășoare activitatea în condiții destul de bune, sperăm, trebuia la sfârșitul anului să dea drumul la un sediu nou făcut și atunci să găsim și acolo o locație adecvată sperăm că, promisiune, dacă domnul primar a promis-o, să găsim o locație bună pentru a-și desfășura activitatea. La nivelul municipiului Moinești, eu zic că avem posibilitatea de a organiza, cum și domnul Radumea spunea că ar vrea să organizeze un turneu, nivel național cel puțin, găsim posibilitatea în municipiului Moinești de a organiza aceste turnee și avem baza, zic eu, materială și el. Cam vă mulțumesc mult pentru invitație și sunt deschis la orice... Pentru orice sport, că eu am făcut fotbal și am fost certat la început, că domnule, lasă numai fotbalul, peste tot, și atunci, văzând copiii moieneșteni vrând și alte sporturi, eu zic, domnule, lasă că vă aduc eu sport din toate. Și acum avem 8 secții organizate și cu rezolvate. Da, și da, e greu pentru că sponsori sunt foarte greu de găsit, mai ales în zilele noastre, dar cel puțin am găsit înțelegerea domnului primar și domnului viceprimar și ne ajută foarte mult în chestia asta. Acești copii să-i luăm de la calculator, de la astea, să facă sport. Vă mulțumesc mult de invitație și dumneavoastră vă doresc multă baltă și mult suflet în toate activitățile pe care le desfășurați. Din partea mea este o sprijinul meu. Mulțumim pentru sprijinul acordat până acum, dar și pentru cei care o să urmeze. Ne-am ridicat o minte la fileu. N-am jucat volei, n-am jucat nici fotbal, dar nu pot să nu rovesc mintea aceasta. Și sper să puncteze.
La nivelul șahului Moineștean am avut niște rezultate, zic eu, rezonabile, da? Prin participarea la competițiile naționale Elisabeta Polichronia, de concursurile școlare pe echipe. Am avut echipa de la școala gimnazială numărul 2 din Moinești, am avut echipă campioană județeană 4 ani la rând la gimnaziu și participantă la competițiile finalele pe țară Elisabeta Polichronia de 2 ani la rând locul 6 și în 2019 locul 3 pe țară la clasament general. Echipa de la poduri, pentru că aici se făceau clasamentele separat, au obținut tot în 2019, cu echipa participantă atunci, au obținut locul întâi pe secțiunea mediu rural. Meritul îi aparține în totalitate părintelui Parfenim. Da? În afară de aceasta, a obținut jucătorul, da, Iacob Ilario, Marian, da? Locul întâi, campion național, medalie de aur. La nivelul echipei de la Moinești, am avut loc 2 la aceeași competiție, medalii pe mese, locuri 3 și am avut în 2017 campioană națională, Iulia Militaru, care acum este în primul an de facultate la Politehnică la București, care a luat la competiția respectivă, echipa fiind compusă din 3 jucători, 3 băieți și o fată, sau minim o fată, pe masa a patra, a obținut locul întâi în 2017 cu 7 puncte din 7 și campioană națională. Ulterior, la competițiile desfășurate, am avut multiple locuri cu jucători din Moinești și jucător legitimat la CSM Moinești, Luca Cealin Marian, nu este jucătorul nostru. Jucătorul nostru ca apartenență teritorială, da? Dar este legitimat la CSM Moinești. Este băiatul lui domnului director Lucaci Iulian, director de școală la Horgești, care la campionatul național Elisabeta Polichronia de pe echipe în 2022 a luat locul întâi campion național cu 7 puncte din 7. La momentul respectiv, datorită numărului foarte mare de echipe înscris la această competiție, am renunțat la a participa cu echipă de la Moinești și l-am împrumutat efectiv, pentru că era vorba de jucători legitimați, la domnul Negruț, da? Și același Luca Cealin Marian recidivează, obținând anul acesta la campionatul național tot Elisabeta Polichronia de locul 1 la secțiunea dezlegării, locul 2 la secțiunea Blitz și locul 3 la secțiunea Șah Rapid. Este jucătorul și legitimat la CSM Moinești și dintre jucătorii băcăuani cu progresul cel mai rapid. Ținând cont de faptul că primul concurs de șah la care a participat a fost cel organizat finala ONSS, da, care s-a desfășurat la Ciprian Porumbescu, anul trecut. Deci asta a fost în luna aprilie. Da? Deci din luna aprilie, primul concurs la care a participat, la momentul actual se află în pregătire centralizată, pregătire online, tot prin proiectul național șah în școală, cu maestru internațional domnul Vaida Albert. A participat la competiții și cu echipele de la Iași și repet, da, ratingul internațional la care a ajuns acum mulți dintre jucătorii șahiști mai vechi, da, n-au reușit să-l atingă nici în mai mulți ani de pregătire. Da, mulțumesc. Continuăm. Domnul Lucaci. Dacă ați spus la participare, așa cum bine ați menționat, a fost cea organizată de Inspectoratul Școlar, Olimpiada, de la Ciprian Porumbescu, unde nesperat am obținut
un succes care ne-a motivat după aceea să continuăm în acest domeniu. A urmat foarte multe competiții anul trecut. Anul trecut a fost neînvins la toate competițiile la care a participat. Și enumăr aici Absolut Roman, Iași 500. N-au fost competiții foarte mari până la cea din participarea la Covasna, de care ați amintit, când s-a clasat pe primul loc. 7 puncte din 7, da. Trebuie să vă mulțumesc. Trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră că ați ales, ați selectat și Școala Gimnazială Horgești pentru a face parte din acest proiect minunat. Beneficiile șahului sunt cunoscute. Alin servește drept model copiilor din localitate. La proiectul național România 3000 am participat și noi cu 26 de copii. Am avut participare și la Iași 1000. Pe viitor, din acea localitate, cu siguranță, vor mai exista și alți șahiști care deja am văzut că manifestă interes pentru acest minunat sport și profesorii de sport au început să lucreze cu mai multă atenție. Dacă până la acel moment șahul era o opțiune pentru vremea urâtă, știi, când plouă sau când nu se pot desfășura alte sporturi, din momentul afirmării lui Alin, șacul se face așa ca la carte. Mulțumim pentru cărțile pe care le-ați trimis și pentru toate celelalte materiale. Cu siguranță, efortul părinților, sunt convins că nu ar putea acoperi participările. Și, e foarte important să ai susținere pe toate planurile. De asta e minunat ceea ce facem împreună, dar ceea ce faceți dumneavoastră în principal pentru șacul românesc. Vă felicit și vă mulțumim. Ce vreau să mai gândesc la acțiunea de pătrivată la școală cu activitatea a conțat într-un simultan dat de Alin. Da? Deci, deja din punctul ăsta de vedere, la nivelul valorii lui și nu numai, pentru că avem și alți lucrători și alte exemple, și o să vedeți. Domnul Munteanu, să nu uitați să precizați și dumneavoastră aspectele legate de simultanele organizate. Sigur. La nivelul dumneavoastră, deja concurența respectivă începe să trieze valorile. La nivelul județului Bacău, avem din acest punct de vedere, afară de CSM-ul Moinești, avem și Clubul Sportiv Valta Albastră, unde parte dintre jucătorii care au fost inițiați în tainele șahului și au interes și pasiune, îi și legitimăm. La Valta Albastră îi legitimăm și parte din Bacău și parte, în general, cei de pe zona Buhuș, unde echipa de la Buhuș a obținut un rezultat foarte bun. Locul 16 pe echipe la Festivalul Internațional de la Ploiești, în iulie, anul acesta, jucând în formula de 3 jucători, deci fără o masă, fără 25% din componență. Din 75 de echipe, da? Și fără să piardă niciun meci. Au câștigat din 7 meciuri pe care le-au avut, au câștigat 2 meciuri și 5 s-au terminat la egalitate. Și jucătoarea de pe prima masă la fete, echipa a fost compusă din minim 2 fete, mesele 3-4, și primele 2 mese, băieți, puteau să fie tot fete. Fetița care a jucat pe masa a treia la fete a fost neînvinsă, a avut 7 puncte din 7, a luat locul 2 în clasamentul final, datorită faptului că a avut un bai, da? Ce înseamnă bai? Nu a avut o jucătoare la masa ei și din cauza aceasta, la criterii de departajare, a ieșit pe locul 2. Deci, vă dați seama, echipă care a participat, la fel ca la echipa de la Școala Gimnazială 10 din Bacău, au participat cu invitație din partea Proiectului Național Șah în Școală și ISCU, având asigurate costurile pentru cazare și masă, pentru 4 copii, plus un însoțitor. La prima participare.
la fel, competiții la care unii dintre copii erau în afară concursurilor locale, era prima competiție, să spunem, cu certitudine cea mai mare competiție, da? La care participau. Deci potențial există. De asta și din cauza aceasta v-am mulțumit și vă mulțumesc în continuare pentru implicarea dumneavoastră. Dumneavoastră poate ați putea să faceți ce fac eu, da? Cu certitudine. Cel puțin o parte dintre dumneavoastră. Dar eu nu pot să fac ceea ce faceți dumneavoastră, da? La nivelul relației cu copiii și implicare. Și asta înseamnă, din punctul meu de vedere, un element esențial pentru constituirea unei echipe. Am plecat împreună, se mai triază în timp, din punctul ăsta de vedere. Suntem în etapa de consolidare a echipei. Deocamdată avem acele 25 de puncte de lucru, cum le numesc eu. Repet, suntem în etapa de consolidare a echipei și o să crească numericul, dar nu putem crește foarte mult odată, da? Pentru că riscăm să nu putem să venim din urmă să susținem și să gestionăm această activitate. Mulțumesc! Vreau să intervenesc un pic. Tot ca formă de organizare, vreau să vă dau o idee. Noi punem practică la Iași foarte des. Acum, în februarie, de exemplu, vom face Cupa Moldova. Sper să particip și o echipă din Bacău. De ce zic echipă? E turneu pe echipă. Și atunci, vă dați seama, dacă am face un campionat județean în Bacău, domnul director ar veni cu o echipă de la Forgești, domnul profesor ar veni de la Vasile Alexandrie din Bacău, și așa mai departe. Deci am putea coagula foarte multe școli foarte repede prin echipe. Doi băieți și o fată, de exemplu, să fie. Pe masa trebuie să joace fată. De exemplu, în februarie, concursul nostru va desfășura în sala mare a primăriei din Iași. Dar mai mult decât atât, ținta mea, obiectivul meu, că am făcut astfel de concurs, este să participe cu echipă toate cele 43 de școli din orașul Iași. Vom invita Republica Moldova, o echipă din Botoșani, Suceava, Ucraina, Neamț, Bacău, Vaslui, Galați, dacă vor veni. Sper să reziste sala. Dar cel mai important este ca toate școlile, cele 43, să aibă echipă care să reprezinte școala acolo. Gândiți-vă la o chestie asta județeană. Acum, anul trecut, au fost ceva discuții la momentul ăsta legat de organizare, pentru că trebuie făcută o echipă în școală și atunci fiecare școală ar trebui să-și facă niște calificări. Pe ce bază se califică? Și așa mai departe. Dacă tot este doamna inspector, atunci să avem și acest moment. Pentru că anul trecut la noi s-a numit campionatul județean. Și anumite școli au putut să vină, altele au aflat mai târziu, ISJ-ul nu a anunțat, a fost o chestie mai... Dar, încă o dată, scopul, obiectivul este să fie cât mai multe școli din localitate. Aici se poate o chestie județeană foarte frumoasă, aici este o sală, campionatul județean la Măinești, din școlile, s-ar putea să iasă o chestie foarte frumoasă și se promovează la nivel județean foarte bine. Da, gând la gând cu bucurie, o idee mai veche a mea este să, după 50 de ani, de la desfășurarea primei ediții a Cupei Liceum, care s-a desfășurat în Bacău, în orașul Bacău, nu era municipiul la momentul respectiv, în 1974, ediție câștigată, la prima ediție de Colegiul Național Vasile Alexandrie, a fost Cupa Liceum, liceele numai din Bacău. Întâmplător, se spune întâmplător, eram și eu în capitanul echipei respective de șah. Da? Aș vrea să reînviem după 50 de ani, dar trebuie să o gândim un pic din punctul acesta de vedere, pentru că numărul structurilor școlare, licee și colegii naționale la nivelul județului Bacău este foarte mare. Da. Dar cel puțin am putea organiza pe nivelul municipiului Bacău o astfel de acțiune. Și chiar am mai discutat-o din punctul ăsta de vedere cu Jean, ca principiu. Poate reușim să o punem în practică. Și acel campionat județean pe echipe este o idee foarte bună, la care presupune foarte multă implicare obligatorie din partea dumneavoastră, colegii de pe structurile școlare și nu numai. Da. Timpul fiind foarte scurt, ar trebui să ne mobilizăm foarte repede ca în luna ianuarie să ne organizăm la nivel de județ,
să putem participa în februarie la Iași? Da. Da, corect. Că nu avem, deci da, trebuie mobilizarea foarte... Spunem, doamne, că vom organiza în iulie campionatul mondial între școli pe echipe la Ploiești și atunci, iarăși, se poate delega echipa campionă a județului să meargă la să reprezinte județul la campionatul mondial. Ce punct de vedere personal am putea utiliza acel regulament al UNSS-ului dacă rămâne în mare parte același, sigur, nu, același. Nu se va modifica, care prevede obligativitatea organizării la posibilitatea organizării de la nivelul structurilor școlare a competițiilor interne. Deci acolo să se desfășoare o competiție, un campionat intern, care să desemneze componența echipei. Dar să înțeleg la campionatul care este internă și sunt doar cei care sunt parteneri în șacun școală, sau pot participa la nivel... Adică pentru luna februarie ne putem organiza doar cei care suntem șacun școală, care au acest proiect. Au prioritate, pentru că, vă dați seama, locurile sunt limitate, nu putem... E pe bază de invitații. Da, dacă vrem să facem. Că noi putem să rămânem la nivel local, doar Iași, și atunci lucrurile sunt simple, da. E bine să vă dezvoltați. Da. Și poate după aia organizați în fiecare județ. Cred că cel mai bine echipa să organizeze în Bacău. Da. Că așa eu vin și vă fac. Da. N-am niciun fel de problemă. Astăzi putem să stabilim data. Dar cel mai bine este să creștem organic, colegi, da, copii, domnul director de școli, deci echipele, doi băieți și o fată, foarte bine să avem grijă și de fete, ele vin un pic mai greu la așa, deși în sport, în general, bine. Și atunci trebuie, pot fi trei fete, nu pot fi trei vlășgani, dar trei fete pot fi. În sensul ăsta, eu vă spun, e o mare, nu e puțin lucru și chiar mă gândesc că la o locație acum în primărie, acolo nu ca foarte mult, undeva unde să vină și copiii din județ și atenție, nu neapărat în Iași. Adică Târgu Frumos poate să fie în centru. Mulțumesc. Domnul Părinte, Parfene. Mulțumesc frumos. Sunt preotul Parfene Dumitru de la Parohia Poduri. Să încerc să fiu foarte, foarte scurt. Desfășor de ceva timp activități cu copiii catehetice educaționale. Ieri am plinit vreo 25 de ani și chiar de la început mă gândeam ce activități să facem la biserică, potrivite cu vârsta lor, dar să fie și compatibile cu atmosfera bisericească. M-am adus aminte că și eu însumi, la clasa a 5, am participat la un concurs de șah și am simțit atunci o bucurie când am luat locul al doilea. Era domnul profesor, domnul Provăț, să-l cunoașteți dumneavoastră de la Măinești și el a organizat această competiție. Și i-am implicat așa pe copii în aceste activități educaționale, corelându-le cu șahul, pentru că m-am gândit că șahul poate să fie un mijloc de formare armonioasă a lor, de disciplinare a minții și să fie și un pretext pentru a-i avea aproape de biserică, a desfășura și activități din acestea educaționale, școli de vară, tabere de vară și așa mai departe. Au vorbit deja antevorbitorii mei foarte frumos despre colaborarea dintre instituții, dintre biserică, dintre proiectul acesta, așa în școală, la care m-am alăturat și eu de ceva timp. Am participat cu copii la Iași 1000, la Ziua Educației și așa mai departe. Cu copiii, da. Și m-am bucurat împreună cu ei. Ceea ce îmi doresc, bineînțeles, și vă doresc tuturor celor care sunteți de față aici, să avem o colaborare frumoasă. Cred că și la Măinești s-a format o echipă și există atâta coeziune între noi și mă bucur de faptul acesta ca pe viitor să dezvoltăm și mai mult activitatea șahistă. A amintit domnul Hârlea deja de
locația pe care dumnealor vor să ne pună la dispoziție și chiar ne-am dorit foarte mult să avem o locație adecvată pentru pregătirea copiilor. Apoi, ca și perspective, nu știu dacă se poate acum, dacă dumneavoastră, domnul Vlad, ne puteți da așa un sprijin în direcția aceasta, vrem să organizăm la anul un concurs adresat unor categorii de oameni mai puțin norocoși decât noi ceilalți. Mă refer aici la cei cu dizabilități. Dacă am putea organiza un concurs mai mic, așa, nu neapărat mare, dar cu așa amploare, să avem la dispoziție materiale din acelea, așa, este pentru nevăzător, de exemplu, dacă ați putea să ne-am bucurat tare mult, că am avea câteva solicitări în direcția aceasta, mai ales că la anul este, anul 2024 este considerat de Patriarhia Română, anul dedicat pastorației persoanelor cu probleme de sănătate. Că dacă anul acesta am avut în vedere pe cei mai în vârstă, anul viitor ne concentrăm atenția pastorației persoanelor care se confruntă cu probleme de sănătate. Și cred că e o ocazie de a ne apropia mai mult și de a implica pe ei și în activitatea șahistă. M-aș bucura personal dacă pentru elevul acesta, Iacob Ilaru Marian, de care a făcut referire domnul Suciu, un băiat foarte, foarte talentat, dar cu posibilități materiale mai reduse, dacă ar putea să continue pe partea de pregătire, astfel încât să, eu știu, online, măcar dacă să, cred că ar ajunge un jucător foarte mare și foarte bun. Și cam atât. Eu vă mulțumesc tuturor că m-ați primit în această echipă și mi-am duc aminte cu drag de cursurile dumneavoastră, atunci când am făcut cursurile de instructori. V-am admirat, domnul Vlad, pentru profesionalism, pentru așa, tot ceea ce reprezentați pentru șah în general. Mulțumesc pentru tot și urez întregii echipii baftă și succes în toate activități și să vă tot binecuvântate că apuși se apropie Crăciunul. Colaborarea cu Părintele Partene, domnul Părinte Partene, datează din 2014, de când am revenit eu în Domnești. Anterior am lucrat 5 ani de zile în zona Prahova și atunci dânsul era în parohia Văsești. La invitația dânsului am participat cu copiii și de atunci colaborarea între noi este continuă, constantă și pe un trend ascendent. Împreună cu dânsul și cu domnul Negruț, chiar am discutat de mai mulți ani și la competițiile organizate zilele municipiului Moinești împreună cu CSM-ul Moinești și cu sprijinul primăriei Moinești și parteneriat și anul trecut și anul acesta cu șah în școală. Participăm cu copiii la, haideți să spunem, la aceste triumvirat. Mulțumim mult. Era o anomalie din punctul meu de vedere, dacă nu erați alături de noi sub egida șahului în școală, ținând cont de activitatea deja desfășurată și rezultatele obținute. Mulțumesc. Domnul Gigi Birici. Eu am cel mai puțin de vorbit, dar în același timp sunt partenerul oficial al proiectului național șah în școală. Probabil că fiecare aveți niște contracte sau niște acorduri de parteneriat care sunt semnate de mine împreună cu Gabi Suciu, deci sunt permanent în apropierea lui. În afară de asta, desfășor și o activitate de pregătire a copiilor de ani de zile, poate sunt cel mai vechi în acest domeniu, nu-i o cinste, e o rușine că îmbătrânesc de acum. Și cu rezultate, cred, remarcabile. Am fost puțin indignat, dacă îmi permiteți, pe această linie, pentru că cele mai bune rezultate din județul Bacău
le-a obținut Alin Lucaci. Alin Lucaci a fost pregătit de mine. Și destul de târziu a plecat mai departe pe o treaptă superioară conform valorii lui. Deci rezultatele au fost obținute în momentul în care eu l-am pregătit pe Alin. Tatălui este aici, nu mint, nu dezinformez, dar am fost un pic nemulțumit. A fost ovaționat la primărie, eu n-am fost nici măcar amintit. E o mică tristețe în domeniul ăsta. În afară de Alin, care a obținut cele mai mari rezultate, am și în urmă foarte mulți jucători de performanță. Frații Enășoai, Mazilu și mai vechi, Topor Alexandru și mulți alții pe care eu i-am pregătit. Așa, într-o concluzie, scuzați lipsa de modestie, că n-avea cine să spună, văd că domnul Lucaci a uitat să amintească lucrul acesta, trebuie să mă laud singur. În afară de asta, jucătorii de bază ai Bacăului, candidați maestri și așa mai departe, au fost pregătiți de mine. Instructorii care sunt în Bacău, în momentul de față, instructorii adevărați, care au jucat șah, deci instructorul care n-a jucat șah, e un inițiator în șah. Le mulțumim tuturor celor care se apropie de acest proiect foarte frumos la nivel național și le mulțumim. Dar șahul necesită foarte multă cultură șahistă, foarte multe cunoștințe. Nu se poate obține un antrenor într-un an, doi sau trei. Trebuie o experiență mai bogată, trebuie să fii jucat la masă, să știe ce înseamnă o partidă de șah și așa mai departe. Oricum, sunt alături de proiectul șah în școală și recent, în momentul în care scăzuse numărul copiilor pe care îi pregăteam, am florit din nou activitatea mea și în momentul de față predau șahul la Clubul Municipal Buhuș, am o grupă de copii acolo. Buhușul este foarte activ în acest domeniu. Îi mulțumesc, n-aude, dar poate va afla, profesorului Vasilache, care a început activitatea la Buhuș, de la școala Mihail Eminescu. Și, practic, partea pe care am preluat-o eu este partea de avansați sau de cei care vor să legitimeze și să joace șah de performanță. De curând, nu dezvălui foarte multe, am preluat și o parohie ortodoxă din Bacău. Are între 10 și 15 copii și parohul bisericii. A fost foarte încântat că am avut acolo vreo două lecții și a fost foarte încântat de modul, de exemplu, cea mai elementară teorie șahistă, matul cu dama. Și am spus, domnule, în orice teorie șahistă trebuie să existe un plan de joc, o strategie și o tactică. Și când i-am expus planul de joc în matul cu dama, aoleu, dar vin și eu la ore. Parohul bisericii. Deci, voi rămâne alături de acest minunat proiect. Eu sunt, practic, aghiotantul, dacă e permis cuvântul, lui Gabi Suciu. De câte ori are nevoie, eu sar în ajutor. Câteodată ne mai contrazicem, dar asta rar. Și contrazicerile ne luminează pe drumul cel bun. Și deci, domnul Vlad Ungureanu este promotorul acestui proiect fantastic. Când l-am descoperit, mi-am dat seama că nu se putea realiza ceva mai bun pentru șahul din România. Și nu numai pentru șahul din România, pentru educația copiilor din România. Prin acest proiect, care e destul de vizibil la nivel național, atragem copiii să nu devină roboți.
Și eu am un copil care nu-i foarte mare, deși eu sunt foarte mare în ani, este foarte greu de scos de la calculator. Și de la jocuri, și de la toată ziua stă. Iar când încerc să interzic acest lucru, devin dușmanul lui. Consideră că sunt rău, că sunt aspru, că sunt... Și șahul ne ajută, șahul ne ajută să-i scoatem măcar un pic din această atmosferă care îi îndobitocește, eu așa cred. Nu știu dacă e greu cuvântul, dar așa cred. Ei se distanțează de realitate. Nu mai realizează viața reală. Nu mai simt, nu mai gândesc, nu mai pot concepe. Șahul probabil că știți și dumneavoastră. Eu am foarte multe materiale, probabil nu mai multe decât domnul Vlad Ungureanu, dar am foarte multe materiale făcute de academii în care se dă cu lux de amănunte ce beneficii imense are șahul. Nu o să încep acum să vă spun, dar vă pot trimite materiale ca dumneavoastră să le promovați mai departe. Am colaborat o perioadă cu domnul de la Răcăciuni, ne cunoaștem, a venit cu copiii la pregătire la mine, i-am dat o mulțime de materiale, deci eu nu fac economie la așa ceva, transmit pe mail, deci și în afara orelor de pregătire transmit lecții la copii și la părinți acasă. Transmit informații privind beneficiile jocului de șah pentru copii, dar nu numai pentru copii. Pentru orice om care joacă șah, are mari beneficii, indiferent de vârstă. Deci, inclusiv, ne consolidează sănătatea șahul. Practicând în mod regulat șahul, sănătatea noastră devine mai bună. Crește durata de viață, practicând în mod regulat șahul. Și sunt multe, eu pot să vorbesc o săptămână despre beneficiile șahului. Nu mă văd altfel decât ca o parte tehnică în județul Bacău, numai departe, a acestui sport. Apelați la mine, vă pot da orice fel de informații privind șahul. Vă mulțumesc frumos! Dacă îmi permiteți, un minut. Eu, mulțumind celor care au gândit acest proiect, v-am inclus și pe dumneavoastră. Și o fac mereu, oricând pomenesc de sprijinul tehnic pe care l-ați acordat lui Alin. Practic, proiectul Șah în Școală înseamnă un parteneriat între școală, instructor de șah, cum sunteți dumneavoastră, și fără sprijinul la nivel înalt, nu s-ar putea obține rezultatele. Eu trebuie să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, că fiecare dintre dumneavoastră ați contribuit practic la succesul obținut de un jucător. Și pe viitor sunt convins că doar împreună, conjugând eforturi, doar împreună putem obține succese și copiii să evolueze la adevăratul potențial. Vă mulțumesc din suflet. Nimeni nu vă poate lua meritul acela de a contribui la fundamentul. Numai că n-a fost exprimat. Categoric. Meritul n-a fost exprimat. Eu l-am mai exprimat. A fost secret. Am făcut-o aici la general, pentru că la fel sunt dator, să spun așa, și domnului Gabriel Suciu, și domnului Vlad Ungureanu, și domnului Negruț, și domnului Văsâi. Deci de asta... N-am exprimat un nume, n-am menționat un nume, dar exprim recunoștință, mulțumesc din suflet tuturor și sunt convins că fără a gândi proiectul în forma aceasta, nu se putea obține rezultate și eu sunt convins că rezultatele vor fi de acum încolo. Practic, noi suntem la început. O să vedeți o grămadă de copii care vor veni către șah. Nu o să puteți să vă mai încărcați agenda de atâtea solicitări, o să o aveți prea încărcată, pentru că, da, înseamnă un parteneriat între instructor de șah, școală, inspectorat școlar, care trebuie de asemenea să fie alături de copii, să organizeze nu doar olimpiadele, poate să fie în
alături parte activă în, în proiect și vârful federației la fel să... Da. Mulțumesc, mulțumesc tuturor! Deci s-a creat o treaptă între șahul de masă și Iași. Părinții care se interesează, domnule, unde aș putea să pregătesc copilul? Bineînțeles că majoritatea părinților se duc la domnul Vaida la Iași. Domnul Vaida îi testează, încă n-a ajuns la nivelul să-l pregătesc eu. Și acești copii vin la mine. Eu sunt treapta intermediară între Iași și sportul de masă, și șahul de masă. Toți copiii care n-au fost primiți, au apelat la domnul Vaida, au venit la mine. Mulțumesc! Ce vreau să mai puntez un lucru. Proiectul național se numește Șah în școală. Din punctul meu de vedere, nu contează în primul rând locația sau modul în care se desfășoară, cine îi îndrumă pe copii, cine îi instruiește în domeniul șahului. Da? Că e vorba de structurile școlare, că e vorba de cadrele didactice implicate. Mare parte dintre colegii din structurile de învățământ, prezenți aici și cei care nu sunt, da? Aveți cursuri în domeniul șahului, instructor de șah, instructor sportiv, cursuri online, cursuri în format fizic, da? Locația, că este unde se desfășoară pregătirea și se desfășoară activitățile șahiste de pregătire, de instruire, că e vorba de ore opționale, da? Că e vorba de concursuri de șah, de simultane, de lecții deschise, indiferent de forma respectivă, da? Că activitățile respective se desfășoară în cadrul structurilor școlare sau în cadrul bisericilor, da? A cluburilor de șah, a punctelor de lucru, da? Beneficiarii, din punctul meu de vedere, sunt tot elevii, da? Tot copiii elevi. Da? Deci să nu apară ideea că, deși proiectul se numește Șah în școală, din punctul ăsta de vedere nu sunt implicate numai persoanele, cadre didactice și cu pregătirea, domeniile de pregătire a copiilor în structurile școlare. Da? Beneficiarii final, din punctul meu de vedere, acesta este conținutul, elementul de bază, cel semnificativ. Restul ține mai mult de parte de organizare, de management, scuzați formularea, de ambalaj în care aceste informații și instruirea copiilor în domeniul șahului, da, se desfășoară. Mulțumesc! Domnul Văsii? Bună ziua! Numele meu este Alexandru Văsii. Sunt din Bacău. Acolo am o asociație sportivă care se numește Academia de Șah Văsii, unde am 30 de copii la care țin foarte mult. Chiar avem o relație strânsă, avem o legătură puternică. Ei s-au selectat de la sine, așa, pe parcursul ultimilor luni. Am participat cu drag la turneile organizate de acest proiect Șah în Școală, foarte frumos. Am mers la Roman, la Iași, la Bacău, la Poduri, ne-am simțit foarte bine, la Moinești și toți copiii au fost încântați, am trăit momente importante împreună, am fost alături de ei și i-am văzut crescând. Într-adevăr, unii dintre ei au obținut o motivație atunci când au mers la astfel de competiții și au întâlnit adversari mai puternici decât ei. Și atunci și-au dorit mai mult să învețe, ceea ce eu îmi și doream. Ce pot să vă spun? Sunt la Academie de luni până sâmbătă, în fiecare zi am ore cu copiii. De obicei prefer să fie copii mai mici, sunt mai dispuși să învețe, dacă sunt între 7 și 10 ani, cam așa, am și copii de 5 ani, dar cei între 7 și 10 ani sunt cei mai ușor de modelat după profilul meu, după pasiunea pe care eu am pentru acest joc minunat, pe care vreau să o transmit cu succes către ei. În acest itinerariu al meu a fost foarte important domnul Negruț, pe care l-am susținut, împreună am făcut voluntariat la Biserica Sfântul Gheorghe și am crescut un grup de copii cu foarte mult bun simț, copii credincioși, care reușeau să se și concentreze, reușeau să își aplice aceste calități pe tabla de șah.
Și astfel am descoperit într-una dintre zile că am stat acolo 5 ore într-o duminică și la sfârșitul zilei eram perfect relaxat, în regulă, nu simțeam nicio oboseală, da? Și atunci am zis, dacă eu am făcut treaba asta 5 ore, fără niciun ban, zero, da? Zero plată, da? Înseamnă că ăsta este un domeniu în care eu aș putea să găsesc împlinirea, da? Și atunci mi-am dat seama că șacul trebuie să fie o parte din viața mea. Mă pregăteam destul de mult pentru că și particip la turnee, dar apoi a venit o susținere morală din partea domnului Suciu, care este aici, pentru că foarte mulți dintre noi avem impresia că putem să formăm copii, putem să pregătim copii, doar dacă ajungem maestri, da? Doar dacă avem titluri și suntem foarte buni și apărăm în, eu știu, publicații, suntem celebri. Dar ideea este că nu e chiar așa. Chiar și un profesor de sport, de exemplu, dacă este foarte pasionat de joc și vrea să învețe foarte mult și îi place să predea copilului, poate să crească odată cu acel copil. Și am ascultat acest exemplu și de la domnul antrenor Manole, care mi-a oferit cursul de instructor la Iași. A spus că a avut persoane din Iași care au crescut, au învățat șah odată cu copiii și au devenit niște antrenori foarte buni, da? Deci nu trebuie să ne lăsăm influențați de, eu știu, titlurile șahiste și să credem că nu putem noi să formăm un copil care să joace un șah de calitate. Dacă noi iubim cu adevărat copiii și iubim șahul, cu siguranță putem să creștem niște copii foarte bine în acest domeniu. Apoi, o energie foarte frumoasă a fost, am simțit-o la Părintele Parfenie, la Poduri. De acolo am avut părinți care m-au abordat și care au dorit să pregătesc copiii din al lor, deoarece au văzut legătura pe care eu aveam cu copiii mei și a fost și un mediu deosebit, acolo fiind și credința aceasta pe care o au copiii și energia pe care dumnealui o transmite acolo, s-a simțit ceva total diferit și cred că e un loc în care, dacă n-ați mai fost la turnee grandioase organizate de proiectul Șah în Școală, este locul perfect ca să începeți și ca unii copii care merg pentru prima oară la un turneu să meargă și să prindă o pasiune pentru acest joc. Ok, ca sugestii, ce mi-ar plăcea foarte mult, cred că ar fi o idee bună să începem un campionat între noi, între cercuri, dacă nu la nivelul județului, ar fi ideal la nivelul județului, dar măcar la nivelul municipiului, în care fiecare cerc sau fiecare biserică, fiecare club să aibă o echipă de 4 copii sub 12 ani. Am observat că s-a început la București un proiect de genul ăsta și că joacă o etapă în fiecare weekend și o joacă la un muzeu, de exemplu. Și au făcut o colaborare cu un muzeu și astfel. Și acel muzeu este un pic în centrul atenției, dar și șahul este în centrul atenției pentru că este într-o locație deosebită, da? Cred că poate fi o idee. Mă gândeam și la un turneu de șah feminin, da? Să susținem puțin fetele. Eu am foarte multe fete la Academie. Eu cred că fetele au ceva un pic diferit de băieți la tablă. Adică cred că apreciez mai mult frumusețea unei poziții create pe tablă. Nu sunt atât de competitive, cred cum sunt unii băieți, dar cred că ar trebui susținute mai mult. Plus că, dacă ne aducem aminte, acum vreo 4-5 ani, dacă mergeam la un turneu de șah, de-abia dacă vedeam o fată, două. Și acum au început și ele să... la noi, la Bacău, mă refer. Da? Dar acum au început să se lege prietenii și cred că ar trebui susținute. Cred că este un trend pe care ar trebui să mizăm. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și cu mare drag sunt alături de dumneavoastră. Îi mulțumesc domnului Vlad Ungureanu pentru toată susținerea și pentru toate ideile pe care le-a pus în practică. Trebuie spus că la acest festival internațional de la Ploiești, unde echipa Bacăului, echipa Școlii 10 din Bacău, a fost medaliată cu argint, o performanță deosebită. Acolo am avut și eu doi... cu bronz, îmi cer scuze. Acolo am avut și eu doi elevi, da? Doi elevi care au fost Patrick Pătraș și cu Vasi Vanessa, fiica mea, care au fost în acea echipă, da? Care au fost formați la Academia mea. De asta cred că este un semnal că metodele pe care noi le implementăm acolo sunt bune pentru viitor și, bineînțeles, le îmbunătățim și mergem pe drumul acesta, alături de șarcă în școală. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc!
aș vrea să mai puntez. Verticala ierarhică, din punct de vedere a nivelului de pregătire șahistă, este destul de mare. Fiecare dintre noi, și colegii care suntem aici, și colegii care nu sunt aici și care o să fie în continuare colegi noi în echipă, își găsesc locul pe această verticală. Da? Și avem în școală, din punctul ăsta de vedere, cum a punctat și Vlad de la început, pleacă de la principiul educației prin șah. Această educație prin șah vede șahul ca un instrument, ca o metodă prin care copilul, elev, să beneficieze de avantajele practicării șahului. Cu certitudine, este un fenomen normal și absolut obligatoriu în orice domeniu. Este vorba și de o selecție. A învăța șah, a învăța noțiunile de șah cu elementele de socializare, de capacitate de analiză, de sinteză, de viteză, de reacție, etică, știți foarte bine și dumneavoastră, da? Vizează nivelul de bază. Da? Plusul este pentru fiecare elev, fiecare copil care este inițiat în șah. Cei care doresc, care pot, dar care au și susținerea părinților, dar în primul rând dorința lor de a promova, de a învăța mai mult, ceea ce presupune și studiul individual, pot să facă pasul spre pregătirea de performanță. Da? Acele paliere, acele trepte, cum le spunea Gigi, nu sunt concurente între ele, sunt complementare și trebuie privite ca atare. Da? Oricine vine, din punctul meu de vedere, oricine vine cu o idee corectă, principială, plecând pe niște elemente legate de inițiere în șah de la nivelul anului 1-2, indiferent. Acestea sunt elementele de bază. Vlad este autorul de bază a acestora și a manualului pentru anul 3 de studiu, care o să iasă cât de curând de subtipar și varianta în limba maghiară și mai departe. Și da? Și engleză și franceză, da? Deci toate aceste elemente, da? Indiferent de la cine vin, sunt compus. Repet, eu așa gândesc și îi spun foarte clar punctul meu de vedere. Noi trebuie să căutăm o unitate în diversitate în cadrul echipei. Repet, noi suntem complementari, nu suntem concurenți între noi, din punctul ăsta de vedere, da? Așa. Încerc din punctul ăsta de vedere, suntem oameni prima dată, ca oameni fiecare este un univers în sine, da? Avem, da, un element comun, interesul pentru învățarea copiilor, educarea copiilor prin șah, da? Cred că ăsta este un element comun. Haideți să luăm ceea ce ne unește, nu ceea ce ne separă, da? Centrală a Mariei, de pregătirea Mariei, a fost dorința de a învăța. Joi la curs, exact despre asta am vorbit, dorința de a învăța. Acum, deci măcar nu mai contează câți ani are. Eu vin din sistemul de învățământ, sunt profesor de matematică. Foarte mult dintre... Și eu m-am trezit director la un moment dat. Profesor, fiind, m-am trezit director. Deci, odată sunt manager, n-aveam cursuri, n-aveam... N-aveam. Că nu aveam. Să știți că și eu am învățat proiectul ăsta cu tine. Deci, să nu credeți că în 2006, când am ajuns la Federația Română de Șah la șah în școală, le știam. Nu. Dar, fiind din sistem, cunoscând sistemul, cunoscând zona asta a șahului, cunoscând, adică am avut, e adevărat, niște aturi, dar eu zic că cel mai important este dorința de a învăța. Iar copiii, încă o dată, nu trebuie să... Trebuie să priceapă că nu e cel mai important să câștigi partea. Nu, este să înveți. Pentru că dacă înveți, automat îți vine rând. Iar eu personal vă spun, am foarte multe lucruri de învățat. Să știți că de la fiecare de aici am stat și am ascultat în liniște și eu plec mai învățat și mai bogat astăzi de aici. Iar asta trebuie să priceapă copilul. Asta trebuie să priceapă fiecare dintre noi. Ăsta este punctul meu de vedere. Mulțumesc. Scuze. Trebuia să fie cineva primul, cineva să fie ultimul, da? Nu are nicio legătură ultimul, dar... Bună ziua, Munteanu Daniel mă numesc, sunt coordonatorul cercului de șah Gambit al parohiei Sfinții Trei Ierarhi din Bacău. Nu sunt instructor, nu am fost mare șahist, dar încerc prin
ce fac, să pun în valoare cunoștințele mele de lucru cu copiii. Am pornit de la ei. Întâi am fost sceptic că voi reuși, că nu voi reuși, dar am întrebat pe alți instructori de șah și mi-au spus, zice, nu toți mari șahiști au ajuns antrenori mari. Și nici la forma. Asta e regula cunoscută, domeniul pe care îl stăpânesc mai bine decât șahul. Cum am pornit noi activitatea la biserică, am dorit ca o continuare a școlii de vară, atelierul de șah, s-a bucurat foarte mare succes și am discutat cu părintele paroh, Aurel Cârlan se numește, să, dacă e de acord, să formăm un cerc de șah. De acord întru totul. Am pornit activitatea cu 7 copii. Acum am ajuns la 60 care activează în cadrul cercului nostru. Continui discuția pe care ați lansat-o, dumneavoastră, părinte, cum ne organizăm activitatea ca să putem să îi cuprindem pe toți. Am grupat acești copii în 3 nivele de, după valoare, după cunoștința lor. Acestor 3 nivele li se mai adaugă și grupele de inițiere, alte grupe de copii. Vin permanent cu ajutorul promovării activității noastre prin mass media, rețele de socializare, scuzați vă rog, și cu ajutorul cadrelor didactice de la școala Mihai Drăgan, cu care parohia noastră are o colaborare foarte strânsă. Reușim permanent grupe de copii, vor copii să vină la inițiere în șah, cam 10 copii, o grupă cuprinde 10 copii la inițiere. Celelalte grupe sunt echilibrate numeric, circa 20 în fiecare. Cu grupele de avansat și intermediar facem antrenament odată la 2 săptămâni, iar cu începători în fiecare săptămână odată. Parohia ne-a pus la dispoziție o sală pentru cercul nostru de șah. Sala a fost dotată cu ajutorul domnului Gabi Suciu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim frumos proiectului șah în școală, dar cunosc filiera, persoana care direct, care am colaborat direct a fost domnul Gabi Suciu. Mulțumim frumos! Seturi de șah, manuale și nu în ultimul rând premii, când n-am avut noi posibilitatea să ne descurcăm și a putut dumnealui ne-a asigurat premii pentru concursurile pe care le-am organizat. Întâi, revin la început, părintele paroh a zis nu performanță, pentru că copiii și așa sunt stresați la școală cu performanță, performanță. Noi nu cerem performanță la șah. Încet, încet au început să apară rezultatele. Copiilor le-a plăcut, le place concurența. Dar fără ca noi să-i întrebăm ce ați făcut, de ce n-ai câștigat, trebuie să câștigi, nu le cere performanță. Și rezultatele au început să apară firesc în urma pregătirilor. Nu le cerem performanță, le cerem să facă mutarea cea mai bună într-o anumită poziție. E tot aia. Abordarea de pe treapta jucătorilor, cerințele pentru jucătorii legitimați. În măsura timpului disponibil pe ceas. Se pot reveni? Revenind la antrenamente nu există ceas. Revenind la ce povesteam despre organizare. Ce mai facem cu copiii de la șah? Ca să nu se plictisească cei mici în timpul unui antrenament, facem câte o pauză, jocuri teatrale. Au dorit fotbal, am organizat vară competiție de fotbal, am închiriat un teren acoperit și am jucat copiii fotbal. Vor teatru, facem teatru, vor matematică, au nevoie de matematică, facem matematică, tot ce doresc și ne stăm putere, le facem ca să rămână un colectiv unit. Exercițiile de gimnastică cu șapul, alea sunt interesante pe care le faceți. Pauză, în pauze, ce mai facem? Haideți copii să facem gimnastică șah. Ce înseamnă asta? Cei care au inventat aceste un set de mișcări, i-au spus yoga, șah fiind
ei instructori de yoga la rândul lor, un set de mișcări prin care încercăm să reproducem mișcările pieselor pe tabla de șah. Domnul Văsie a asistat și a și participat la o astfel de demonstrație de-a noastră. Ca să nu mă îngraș. Copiilor le place foarte mult și astfel de activitate. Le place până în momentul în care trebuie să studieze. După aia nu le mai place. Nu vorbim de gimnastică. Nu, de șah. De șah. Tot ca au fost și la o glumă tot așa. Deci la noi la fotbal, deci, Germania se poate de mulți ani de zile ca să nu mai pună presiune pe copii și numai pe copii, mai ales pe părinți. Că au ajuns, Doamne, să-și dea cu poșetele în cap, să vezi ce bătaie, ce orgolii sunt la meciuri între copii. Acolo e ceva dezastru și acolo la grupele mici de 9-11 ani, deci nu mai vin rezultatele, fără să joacă, fără rezultate. Nu se mai menționează, nu mai face clasament, ca să nu mai pună presiune pe acești copii, pentru că toată lumea să câștige, scoate, și la un moment dat nu mai. Și acum ușor, ușor încep să le scoate rezultatele până la o anumită vârstă, ca să nu mai pună acea presiune. În primul v-am spus pe părinți care au orgolii și mari cu astea și după aia pe acești copii. Da, și numai rezultatele zi, le ține fiecare așa pentru el, dar nu mai știe ce a făcut ceilalți cu altele. Da, ce a făcut, da. Au ajuns mămicile, ce să deau cu pocetele și cu altele. Da, da, nu, că sunt orgolii mari și mai ales, și mai ales că părinții sunt implicați și financiar, că știți cum, că sunt în majoritate acum părinții mai fac sportul, că greu găsim... Domnul Vladin Gureanu, da? Mi-am spus, da, din problema participării noastre la România 3000. Am organizat un simultan de șah cu copiii din cercul nostru. Simultan a fost făcut pe două grupe, începători și avansați. Au fost susținute fiecare, la fiecare grupă, simultanele de cei mai buni jucători din cercul nostru, o fată și un băiat care la rândul lor au obținut, au jucat cel mai mult în simultanul cu doamna Irina Bulmagă. Deci care n-au pierdut rapid, au putut juca cât mai mult în mutări. Așa i-am ales. S-a avut doi copii buni. Da, o fată și un băiat. Chiar au fost dacă... în circa 20 de copii implicați în aceasta. Chiar dacă la cercul de șah Gambit, gestionat de domnul activitatea a început relativ mai târziu. Un an și jumătate. Da. Dar trendul este puternic ascendent. Da? Unghiul este destul de mare. Deci deja aveți de acolo copii care au rezultate la competiții, s-au și legitimat, dar inclusiv această formă de pregătire, cum a fost și la Alin, la Horcești, inclusiv la domnul Munteanu, cu implicarea copiilor în activitățile respective, de a da simultane, de a face lecții deschise, de a deveni un fel de mentor pentru cei mai noi sau pentru cei mai puțin pregătiți de către ei, acesta are un aspect extrem de benefic. Aș vrea să mai punctez un lucru. Colaborarea care a început între cele două puncte de lucru, Cercul de Șah Gambit și Academia de Șah Văsii, deși au început un mod de colaborare, a avut loc câteva întâlnire până acum, nu? O întâlnire, da? Urmează a doua. Da, urmează a doua, da? Deci nu contează locația, dar cele două grupuri, pentru că ce se întâmplă? Rămânând la nivelul unui grup, chiar dacă este destul de mare ca numeric, da? Apare o tendință de plafonare, o recunoaștere a ierarhiei interne, da? Și atunci mai există acea latură de competitivitate. În momentul în care se întâlnesc două sau mai multe structuri, puncte de lucru implicate cu copii, cu elevi, da? În această activitate, atunci reacțiile sunt diferite și sunt puternic pozitive, în general. Da? Faceți acel campionat de școli. Da. De echipe. Doi vezi două fete, doi vezi și-o fac, oricum. Scuzați formulare, dar ne băgăm cu toții? În activitatea asta? Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord, eu singur nu pot să-l organizez. Numai cu participarea unui punct de lucru, da? Deci, da. Și aș vrea să mai
Ați terminat, domnule? Vă mulțumesc frumos pentru ajutorul pe care... Eu vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Vă mulțumesc încă o dată. Succes tuturor! Ce vreau să mai repet, cu sprijinul lui Vlad și cu sprijinul susținătorilor noștri, da? Și Rompetrolul și Alba Carpatica și a celorlalți, și alții mai mulți, o parte se regăsesc pe afiș, da? Layerul nu era la momentul respectiv, a început dotarea cu materiale șahiste la nivelul județelor. Deci avem 25 de seturi de șah, în afara celor distribuite pentru punctele de lucru, 25 de seturi de șah, adică 25 de table, 25 de seturi de piese și ceasuri aferente, da? Ceasul DCT 2500, model 2023, ultimul și cel mai pe parcurile, adică 30 ceva la sută. Felicit și dau ca exemplu școala... Gabi, scoate-o din cutie și arată. Așa arată. Da? Școala Ciprian Porumbescu Comănești, care pe resurse atrase, a achiziționat 50 de seturi de șah pentru competiție și 50 de ceasuri DGT 2300. Dărmăneștiu, școala gimnazială Dărmănești, da, aveți câte 19 seturi? 19 seturi de ceasuri și 19... A, 6 ceasuri, da, da, am evidență în laptop acasă, da? Deci, avem din acest punct de vedere, nu pot să nu mulțumesc încă o dată domnului președinte Hârla aici, pentru că la multe activități desfășurate în cadrul județului, cu acordul dânsului, am folosit și materialele de șah care sunt proprietatea CSM-ului Mâinești, pe care le gestionez eu, aceasta însemnând 30 de seturi de șac și 15 ceasuri care sunt la mine, plus încă 15 care sunt la colegii de la școala numărul 2 din Moinești. Deci avem 30 de garnituri ale CSM-ului, dar dacă doamna Ghiniță și normal și conducerea școlii, da, dorește să ne sprijine în organizarea unor competiții mai mari, pe care le-am discutat aici, dar trebuie să ajungem la un numitor și un calendar comun, da? Putem, avem și partea de logistică aferentă. Da. Pentru așa ceva. Bun. Din punctul meu de vedere, o ordine de zi nu bătută în cuie, dar întâlnirea de astăzi și-a realizat obiectivul. Tot împreună o să stabilim, o să facem un calendar comun de acțiuni. Avem niște propuneri făcute, unele cu date certe. Jean deja mă întreabă Buhușu dacă pe 16 decembrie face Cupa Moș Nicolae. Rămâne de văzut, da? Dar trebuie să ne facem calendarul la nivelul județului Bacău, ținând cont și de calendarul la nivel național, care este destul de încărcat, dar nu este obligatoriu să participăm la toate competițiile. Acea organizare pe zone, ca să fie costuri minime și din punct de vedere financiar, și de timp, și de logistică, da? Și de efort din partea organizatorilor, trebuie să o facem și să o gândim în așa fel, ca să diversificăm. Da? Din punctul meu de vedere, prima parte se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult. Și la modul cel mai sincer. Pentru ce ați făcut și mai ales pentru ceea ce o să faceți în continuare. Și o să facem împreună. Da, eu
ca și motor, așa cum așa îmi place să spun, motor electric, îmi place foarte mult să ard niște etape. Adică să sar peste etape. Și dacă îmi pun ceva în cap, îl și fac. Adică eu lansez și lucrurile se așează. Rugămintea mea este să nu ezitați, să dați înainte. Pentru că mai ales acum aveți o echipă foarte frumoasă aici. Dacă cumva aveți nevoie de ajutor vreodată și să fie nevoie de ajutor, că probabil va fi ceva mare, ia-și-o foarte aproape, imediat. Să știți că acolo am pe Dorin Trifan, dacă îl cunoașteți cei care... E următorul lângă mine este un Ionuț Andrieș, care este pe tehnic foarte bine. Acum a venit un alt învățător Nedel, acum a venit un alt profesor de sport, Răzvan Ursu. Important și din punctul meu de vedere ei să crească, pentru că în momentul în care ei reușesc să se descurce singuri, pot să fac și eu treburile mele specifice. Și foarte important, să m-a trecut, a fost concurs la Botoșani și a fost prima oară că nu am fost eu acolo. S-au dus ei, s-au descurcat, a ieșit totul foarte bine. Asta, cum vă spuneam, e la Alba Iulia, dar acolo este o persoană cu experiență, unul dintre învățători de la Iași a plecat la Alba Iulia. Deci, bazați-vă pe noi, faceți ceva care nu vă descurcați, venim noi și mă știu. Închipui de la 200-300 de copii în sus, adică așa discutăm. De asta zic că scopul este să ne dorim. Viața toată este o alegere. Depinde fiecare ce alege. Un copil poate să aleagă să joace în performanță, altul nu. Important noi să avem baza de selecție foarte mare și mai departe vor să fie așa de mulți copii încât nu o să facem față. Iar colegul meu de la, colegul nostru de la Roman, discutând acum dimineață la așa la o cafea, problema lui cea mare era că nu mai face față. Da, el tot mai are răbuflie din asta, dar motivul este că nu mai face față. Are mulți copii, da. Foarte mulți. Da, are activitate și, până la urmă, să sune un prieten. Da, dar știți ce se întâmplă, cum spunea și domnul Suciu, dacă se încarcă, se încarcă, se încarcă, devine veriga sau când nu mai face față celorlalte activități. El trebuie să-și creeze echipă lângă ea. Și atenție, foarte important, m-aș bucura foarte mult ca unul dintre noi să vină chiar și peste mine ca dezvoltare și ca și creștere. Pentru că așa se au și mai mare. Și nu pot să țin, n-aș putea să țin teren atâția așa, atâta timp, adică ar fi chiar un sprijin foarte mare pentru echipă. Cineva din oriunde, din toată țara, să vină, domnule, și să preia inițiativa și să ducă și mai sus și mai departe. Eu vă mulțumesc că dacă tot mai stăm împreună, să știți că dacă aveți punctual întrebări, eu sunt aici. Deci, din toate punct de vedere, și la performanță, dacă vreți, și la șacu școală, și la organizare, peste tot. Da, eu vă mulțumesc mult pentru invitație. M-am simțit foarte bine astăzi, bineînțeles, la Moinești. Nici n-aveam cum altfel și sper să ne vedem cu mult mai multe reușite și în viitor. Mulțumesc mult. Aș vrea să mai punctez ceva. O să vă transmit tuturor pe adresa de mail. Am bătut în cuie prospectul la Elisabeta Polifoniade, intervalul 2-7 ianuarie, la Căciulată, la Hotel Traian, concursul național școlar de șah Elisabeta Polifoniade, la șah clasic, ediția 2024. Deci e vorba de jucătorii legitimați, pe categorii de vârstă, de la Under 16, din 2 în 2 ani, până la Under 17. Șah clasic. Aceasta este competiția. Competiție la care anul acesta, era să spun anul trecut, dar anul acesta a fost Alin Lucaci, a obținut acele locuri 1, 2 și 3 la nivel național. Dacă aveți doritori, dar cu condiția să fie legitimați și la momentul prezentării la competiție să aibă vizele achitate, viza achitată la Federație pentru 2024. Da?
puteți să-mi transmiteți mie sau mai bine transmiteți înscrierea direct pe formularul de înscriere, că o să fie și formularul de înscriere atașat și în CC să-mi transmiteți și mie, ca să pot să urmăresc la nivelul județului Bacău participanții. Da. Mulțumesc mult, da? Bun, s-a de mult. Da, nu, n-am uitat, n-am uitat. Uite acolo, da. Fundat, așa, da. Plecăm nebunzați. Da. Nu, și o poză de grup, că în pagina poate mai pleacă unul altul și